Bună ziua și bine ați venit la prima ediție a manifestării legate de limba română și în egală măsură de poetul Ion Creangă, care se desfășoară astăzi la Stănii Moldova. În primul rând, mulțumesc tuturor pentru că v-ați rupt din timpul dumneavoastră și ați venit astăzi aici. Este foarte important pentru noi să avem așa o prezență și numeroasă, dar și consistentă ca și valori românești, ca să folosesc un termen așa mai general. În primul rând, îi mulțumesc doamnei Olguța Creangă Caia, care a decis să fie astăzi alături de noi, pe urmele înaintașilor familiei dumneai ei. Mulțumesc celor doi coorganizatori. Această ediție este ideea lui Dan Buznea, care este și jurnalist și este un slănician al nostru, și în egală măsură celorlalți doi coorganizatori, respectiv doamna Ionica Vandrabur, care deja este poeta noastră, pictorica noastră și ambasadorul slănicului în țară și în străinătate. Deja v-am dat un titlu nou. Mulțumesc lui Cristian Babei, pe care nu prea îl vedeți, că este în spate acolo la regie, dar și ei face parte din... Avem bucuria astăzi să avem oaspeți de seamă. Domnul Ion Pisecaru este prietenul slănicului, în primul rând, în egală măsură este vicepreședintele Asociației Suflet de Artist, asociație care organizează an de an Festivalul de Obiceiuri și Tradiții Basarabene de la Stănii Moldova, dar este și dumnealui poet și un român adevărat a plecat către Baștină și către valorile românești. O să se prezinte mai mult dumnealui, ca să nu-l laud, după aceea spune, nu trebuie să... N-aș vrea să vă nominalizez pe toți, dar nu pot să trec cu vederea prezența și mulțumesc pentru că a răspuns invitației domnului profesor Stoica, care este nu numai prieten al slănicului, este și cetățean de onoare și care este o persoană, o personalitate a voii Trotușului. Poate că locul dumnealui ar fi trebuit să fie aici, la prezidiu. Nu o să vă supărați, domn profesor, sunteți în rândul întâi, adică acolo premiați, nu stau în rândul întâi. Domnul general Apostol, o respect deosebit. Nu știu, acum am auzit că se și spune general cu 4 stele. Acum, nu știu dacă greșesc sau nu, dar vă rog să primiți aprecierea noastră și, bineînțeles, celorlalți prezenți. O să vă rog, și pe doamna Ionica și pe cei care au invitat, ca să îi prezint. Vreau doar să vă spun câteva cuvinte despre modul în care noi privim aceste manifestări. Am început anul pe 15-16 ianuarie, dedicat lui Eminescu și culturii române. Am continuat cu alte manifestări legate de cultură, de tradiții. Avem toată vara, am avut și o să avem în continuare asemenea evenimente și este o direcție pe care Stănii Moldova o capătă, aceea de a fi un suport de întâlnire pentru aceste valori românești. Cultura, tradiția, poezia, scrisul și alte asemenea nevoi pe care noi trebuie să le conștientizăm pentru a le putea duce mai departe. Pentru acest lucru am și pus în bugetul nostru niște resurse financiare, că nimic nu se face fără bani și pas cu pas o să creștem această aplecare către a direcționa din resurse către asemenea manifestări. De altfel,
peste o săptămână, de fapt sâmbăta viitoare, pe 9, nu? O săptămână și puțin, avem o etapă, avem manifestarea mare de pe Cireșoaia, dedicată luptelor din primul război mondial, 12 septembrie 1917, care după aceea se va coborâ în stațiune, vom avea aici o întâlnire în acea sală dedicată poetului Ion Grămadă. O să vină nepoata poetului Ion, stră-nepoata poetului, și o să avem din nou niște dezbateri pe această temă. Scopul principal este să conștientizăm și să respectăm, în primul rând, dar să conștientizăm efortul înaintașilor noștri. Și o să fie și o paradă militară în Parcul Central, a doua ediție a unei parade militare, cu fanfara militară, bineînțeles. N-aș vrea să lungesc foarte mult discuția, aș vrea să vă rog să ne simțim ca între prieteni, să avem o dezbatere nu așa de protocolară, să ne spunem povești. Acestea vor rămâne înregistrate undeva și noi sperăm să putem transmite mai departe în urmașilor noștri cât de important este să construim pe fundația pe care noi am moștenit-o. Pentru că, din fericire, am moștenit o fundație foarte bună. Îl rog pe colegul meu, Dan Buznea, să preia această prezentare, nu știu dacă... Dar pe mine mă cuprinde emoțiile, pentru că văd în sală oameni pe care nici nu i-am amintit, și domn profesor Colăcești, dar o să revină rândul, așa că mă bucur și vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și continuăm. Mulțumesc! Mulțumim, domnule! Mulțumim și pentru sprijinul pe care ne-a acordat unor astfel de evenimente, care sperăm să continue și să fie cât mai dese. Eu o să continui un pic prezentarea și vă spun bine ați venit, îți spun bine ați venit, stimată doamnă Orbăța Crengăcaia. Este pentru prima oară când avem un descendent al familiei Creangă la Sfânic Moldova. Aș mai continua un pic prezentările și să pomenesc aici și de câțiva invitați de marcă, doamna profesor doctor Gărmacea, la Gabriela Gărmacea de Rolești, domnul general de armată în retragere, doctor în istorie militară, Genica Apostol, domnul profesor Cornelius Stoica, mai spun încă o dată și eu bine ați venit, și el este, dumneavoastră este istoricul voii Cotușului, un alt memorialist istoric al locurilor de la Mănăstirea Cașin, de data aceasta Cătălin Gabriel Dima, căruia îi mulțumesc pentru aportul adus la invitarea doamnei Orbăța Crengăcaia. Este unul dintre artizanii acestei invitații. Mai avem pe cant autoarea de muzică folk, Angela Șipoș, și o să se prezinte colega, doamna prietena cu care este, domnul profesor dr. Corăcel, doamna Comănești, care face parte și din ceva cu metafore comăneștine. Avem și pe cronicarul și umoristul Ion Moise, care va face un proces verbal de să ne stea puțin inima lor. Poetul Alexandru Dumitru, membru al Uniunii Scriitorilor din România, Bacău. Poetul și publicistul Dan Sandu, de la Berzun, tot al Uniunii Scriitorilor din Bacău. Scriitorul Adrian Lungu, Uniunea Scriitorilor Ileana Bacău, poeta și muzeografa Mihaela Băbușanu de la Bacău, membru al Uniunii Scriitorilor și Uniunii Scriitorilor Profesioniști, și la fel, pentru prima oară, după un timp îndelungat, cel mai reprezentativ artist naiv din România, Bătița Măric, cel care expune artă naivă de când am născut eu, deci din 61, deci de 62 de ani expune Bătița Măric. Așa, mai avem și pe un alt memorialist istoric al locurilor de la Cașin, de data asta, Constantin Tudose, care îi mulțumim pentru participare. Așa, și mai avem și partea de presă și televiziune, Valentina Dana Lungu, Dan Cristian Lungu și Ion Moraru de la Orești.
Dacă am omis pe cineva, vă rog să se prezinte. El atât de modest și de dragă. Ioan Prăjișteanu, poet și directorul revistei de cultură și atitudine Prun din Bacău. Revistă care, de care mă simt foarte atașat, pentru că eu aproape de la începutul ei, cel puțin din 2006, colaborez lună de lună cu articole la această revistă de excepție, care alături de cea numită Ateneu din Bacău, întregesc peisajul cultural artistic al județului nostru. Și, scuze, ați fost mai o altă poetă de marcă, Tinca Tamaș, tot de la Bacău. Mulțumim! Și cu scuze dacă mai scapă, vă rog, dacă mai e cineva să ridice mâna sau să mă tragă de mânecă. Eu, dacă am făcut în mare prezentare, mai avem câțiva invitați și le mulțumesc unei familii de turiști, părintele, nu, de la Iași. Avem și partea spirituală și mă bucur că sunt și câțiva turiști în sală, ceea ce ne bucură și mai mult. Speram să fie și mai mulți elevi, dar poate când doar începe școlile. Dacă sunteți de acord, eu zic să intrăm în prima parte a emisiunii. Mai avem pe domnul Iescu. Domnul profesor Iscu, da? Da. Scuzați. Da. Și mai domnul profesor Epure, da? Domnul profesor Epure. Poetul Nicu Vatapu. Nica Lali, știi mai bine, pentru că e pe poziția de poetă și de artist plastic al locurilor, pe care o salut și cu care colaborez de regulă la astfel de evenimente. Noi zic să-i dăm cuvântul și până atunci aș intra în prima parte a emisiunii evenimentului, care înseamnă să aducem un omagiu limbii române. Și o să vă invit, pentru că această sesiune este interactivă, să participați cu două, trei gânduri, o poezie, recităm, avem și un invitat special pe care o să-l prezinte doamna Ionica Vandrabul. Până atunci o să-mi permit să vă spun două, trei citate ale unor mari personalități legate de acest moment pe care observăm noi astăzi, limba română. A vorbi despre limba în care gândești, a gândi gândire, nu se poate face decât numai într-o limbă. În cazul nostru, a vorbi despre limba română este ca o duminică. Frumusețea lucrurilor concrete nu poate fi decât exprimată în limba română. Ce patrie minunată este această limbă, ce nuanță aparte, îmi dau seama că ea o are. Această observație, această relevație am avut-o abia atunci când am învățat o altă limbă. Nu spun că alte limbi, alte vorbiri nu ar fi minunate și frumoase, dar atât de proprie, atât de familiar, atât de intimă este limba în care m-am născut, încât nu pot, o pot considera altfel decât iarbă. Noi, de fapt, avem două părți coincidente. O dată este patrie de pământ și de piatră și încă o dată este numele patriei de pământ și de piatră. Numele patriei este tot patrie. O patrie fără de nume nu este patrie. Limba română este patria mea. De aceea, pentru mine, numele muntele, munte se zice, de aceea, pentru mine, iarba, iarba se spune, de aceea, pentru mine, izvorul izvorăște, de aceea, pentru mine, viața se trăiește. Bănuiesc că ați ghicit Nichita Stănescu. Un alt citat, limba română, la sine acasă, e o împărăție bogată, care multe popoare au plătit banii în aur. Au dezbrăcat de averile pe care i-a adunat în mai bine de 1000 de ani, înseamnă o face din împărăteasă cerșetoare. Mihai Eminescu. Am fost mereu uimită de varietatea lingvistică a limbii române, de metafore pe care le conține, de o altă dimensiune a sinemii pe care ți-o conferă, de parcă aș avea două stații, una a limbii pe care o întrebuințez, alta cea oferită de cuvântul echivalent al celelalte limbi care oferă o altă imagine. Limba română mă însoțește permanent, o am în cap, chiar dacă scriu în limba germană. Mă însoțesc întotdeauna în paralel imaginea celelalte limbi. Hertha Müller. Limba română are virtuți complete, adică poate fi vehicul a tot ce se întâmplă spiritual în om. E foarte greu de mânuit. Prin ea poți deveni vulturi sau cântăreți de strană. Limba română are toate premisele valorice pentru a deveni o limbă universală, dar nu știu dacă e posibil acest marș istoric. Dacă am fi fost un popor cu cericiuni, noi românii nu cântăm universalitatea nicăieri și asta le face sceptici. Ceea ce ne lipsește este îndrăzneala, petrețuțea. Cam astea au fost câteva lucruri legate de părinte, gândurile adresate de câteva personalități legate de limba română și invit în continuare pe doamna Ionica Vandrabul să ne recite sau să invite pe cineva mai special să ne dăruiască câteva momente poetice
și muzicale. Bună ziua tuturor! Îmi face mare plăcere să mă aflu astăzi printre oameni iubitori ai limbii române. Înainte de a citi un poem sau un gând, aș dori să fac un anunț. Avem printre noi un copilaș minune, aș putea să spun. L-am cunoscut în ianuarie la simpozionul Ion Grămadă în localitatea Fundul Moldovei, la un concurs ad hoc de muzică și interpretare artistică. Și aș dori să vină lângă mine. Este vorba despre Andrei Bodnar, acest copil minunat, care are numai 9 ani și vine din câmpul moldovenesc. Are pasiuni muzica, fotbalul, scena, înotul, matematica. Este, v-am spus, este un copil minune. Are un portofoliu foarte bogat, a primit foarte multe premii la festivaluri importante, printre care am spicuind, am văzut un trofeu la concursul Ion Creangă de la Vaslui, dacă nu mă înșel. Da. Constantin Tănase. Scuzați, am greșit. Da. La concursul Cuvinte Jucăușe de la Arad, festivalul umorului Constantin Tănase, de ceea ce a spus dumneavoastră mai înainte. La Festivalul Județean de Muzică și Dans, copil ca tine sunt și eu. Eu te felicit din tot sufletul și vreau să deschidem această manifestare cu poezia care ne-ai pregătit-o pentru noi toți. Un microfon. Bună ziua! Bine v-am găsit! În momentele următoare vă voi recita poezia Limba noastră, scrisă de Alexei Mateevici. Limba noastră o comoară, în adâncuri înfundată, un șirac de piatră rară, pe moșie revărsată. Limba noastră, foc ce arde, într-un neam ce fără veste, s-a trezit din somn de moarte, ca viteazul din poveste. Limba noastră e numai cântec, doina dorurilor noastre, roi de fulgere ce spintec, nouri negri, zări albastre. Limba noastră e graiul pâinii, când de vânt se mișcă vara, în rostirea ei bătrânii, cu sudori sfințită țara. Limba noastră e frunză verde, zbuciumul din codrii veșnici, nistrul lin ce în valul pierde al ceferilor sfeșnici. Nu veți plânge atunci amarnic că vii limba prea săracă și vedea cât e darnic graiul țării noastre dragă. Limba noastră e vechi izvoare, povestiri din alte vremuri și citindu-ne înșirate de fiori adânc și tremuri. Limba noastră îi aleasă să ridice slava în ceruri, să ne spuie în ram și acasă veșnicele adevăruri. Limba noastră e limbă sfântă, limba vechilor cazanii, care o plâng și care o cântă de la vatra lor țăranii. Înviați-vă, dar graiul, ruginit de multă vreme, ștergeți slinul, mucegaiul, al uitării în care geme. Strângeți piatra lucitoare, ce din soare se aprinde și se afla în revărsare un potop nou de cuvinte. Răsări-vă o comoară, în adâncă înfundată, un șirac de piatră rară, pe moșie revărsată. Cu momentele
tineretă, vă renunț eu. Mulțumesc mult, deocamdată, ești minunat. Bravo! Da. Afirmăm de fiecare dată, cu mare mândrie, că limba noastră este o comoară. De ce limba noastră este o comoară de valoare inestimabilă? Pentru că ea ne leagă de trecutul nostru. Ne ajută să înțelegem lumea în care trăim și ne permite să ne exprimăm gândurile și sentimentele. Fiecare limbă are propriile sale caracteristici unice și bogății culturale care o fac de neînlocuit. Limba ne definește ca persoană și ne ajută să ne facem loc în lume. Ne oferă posibilitatea de a comunica cu alți oameni și de a împărtăși idei și experiențe cu ei. Fără limbă, ne-am simțit izolați și ne-am pierdut legătura cu ceilalți. Pentru a ne păstra limba și a valorifica toate bogățiile ei, trebuie să o respectăm, să o învățăm corect și să o folosim cu mândrie, pentru că este o parte esențială a identității noastre și trebuie să o apărăm cu toată puterea noastră. Cu toate acestea, limba noastră este amenințată de influențele altor limbi, mai ales în era globalizării și a tehnologiei. Este important să ne asigurăm că nu pierdem bogățiile și diversitatea limbii noastre și că o menținem vie pentru generațiile viitoare. În cele din urmă, limba noastră este o parte esențială a patrimoniului nostru cultural și trebuie să o apărăm și să o întreținem cu grijă. Prin respectarea și promovarea limbii noastre, putem să ne păstrăm identitatea și să ne împărtășim bogățiile culturale cu ceilalți. Este o comoară prețioasă care trebuie descoperită, slăvită, valorificată la maximum, întrucât este plină de bogăție, eduioasă, suavă și sfântă precum pâinea caldă pe care o punem pe masă. E limba veche, păstrată cu sfințenie de moșii și strămoșii noștri care au luptat pentru a apăra această glie. Voi citi un poem. Graiul meu. Născut din plânsul pruncului curat și gângurit în muzică divină, e în primul pas și teama de călcat, pământul reflectat de o lumină. Și țipătul de mii pe pajiști verzi și joaca de copil în fân cosit, mirosul florilor de prin livezi și visul omului neîmplinit. Graiul e precum notele din bucium, cântate în doine de aram și dor. Este izvorul coborât în bucium, din creste înalte ale munților. Graiul e dulce, dulce precum mierea fagurilor stucului de albine. Este lumina vie și plăcerea nopților și stelelor sublime. Se află în ochiul ce străbate zarea, dincolo de munți și văi și dealuri. E strigătul de pescăruși, este chemarea sirenilor ce noaptă printre valuri. Cuvintele sunt arbori și în frunze, ce înlegănat o fac pe dirijorii. Concertelor de păsările sunt muze și scrise apoi în partiturile viorii. Acolo e graiul unde-s eu și viață, cu mare cinste în vers îl slăvesc, îmi este soarele de dimineață, cuvântul mamă, ce ador, iubesc. Mulțumesc! Un moment dedicat tot zilei limbii române de către cantautoarea de muzică folk, doamna Angela Șupoș. O primă melodie. Mulțumesc! Limba română. Eu v-am găsit
Voi cânta o piesă în prima audiție pe versurile poetei Dinca Tamaș, aici de față. Și vă invit să cântăm un refren împreună. Slavă ție, Sfântă Țară, neamului cu glas ales, limba noastră e o comoară de cântată ori e vers. Limba noastră e o comoară de cântată ori e vers. Deci psaltiri păstrează forma, liderei îngălbenite, să rămână în cuvinte pe-nțelesuri rostuite. Să rămână în cuvinte pe-nțelesuri rostuite. Graiul nostru din străbuni, fie dar limba noastră cea mai dragă, dragi români. Graiul nostru din străbuni, fie dară limba noastră cea mai sfântă, dragi români. Nu striți pe nicoală litera din limba zisă, fiecare vorba leasă este operă nescrisă. Fiecare vorba leasă este operă nescrisă. O port astăzi ca părie, semn de mare prețuire, și-o slăvesc într-o mărire, este dar de n-avuțire. Și-o slăvesc într-o mărire, este dar de n-avuțire. Graiul nostru din străbuni, fie dar limba noastră cea mai sfântă, dragi români. Graiul nostru din străbuni, fie dar limba noastră cea mai sfântă, dragi români. Cineva care dorește să-și exprime câteva gânduri legate de limba română, cu mare drag așteptăm să ia cuvântul cineva. Dacă nu, mai continuăm, dacă avem doamna Iulica ceva, vreo poezie, vreun vers. Dacă... Domnul Ion Săcar vrea să-și ia grijă. Da, rugăm. Poate, domnul. O frumoasă grijă. Stai acolo, lasă microfonul, stai jos, că nu stai jos. Funcționează. Dragi prieteni, nu am visat ieri că astăzi o să fiu așa onorat. Și mulțumesc Bunul Dumnezeu că, în pofida faptului că continuă să avem diferite impedimente ca să ne permitem mai des să fim alături, chiar și aseară ca să ajung și meu aici, a trebuit o noapte ca să, la 4:30 am ajuns la Slănic, fiind pornit de ieri. Dar sper că va veni momentul acela când nu ne va mai desparte acel hotar, că Bunul Dumnezeu ne poartă de grijă.
Marele Eminescu a spus că nu noi suntem stăpânii limbii, ci limba este stăpâna noastră. Cu acest dezderat trăiesc de-a lungul anilor și noi cei care suntem pe celălalt românii de pe celălalt mal al Prutului, eu, fiind născut într-o perioadă când n-am avut dreptul să vorbim limba română, când s-a dorit să nu ne cunoaștem, s-au depus efortul să nu ne cunoaștem identitatea, dar vreau să vă recunosc că, în profit de acestui fapt, că ne-au rusificat. Studiile le-am făcut în rusă, facultatea. Ne-au rusificat, au încercat să uităm de unde venim. Am visat și m-am rugat românești. Și actul meu de identitate este limba română. Ca să, așa, cât de cât să vă transmit emoțiile cu care am crescut, m-am educat, am ajuns unde am ajuns, vreau să vă aduc spre audiție un text care am scris, având durerea asta de neam, de limbă, și mulțumesc cantautoare Maria Stoianu, care i-a dat viața acestui text, interpretându-o, melodia de asemenea fiind a dumneavoastră. Vă rog, dacă e posibil. Iar cei ce limba mea furat, mă tot țineau de ea, de carte, de parte. De când copil din al meu sat, ca să mă fac un om cu carte. Iar cei ce limba mea furat, mă tot țineau de ea, de parte. Azi parcă totul s-a schimbat, independenți suntem în toate, iar cei ce limba mea-au furat, ne mai conduc pe de la spate. Azi totul parcă s-a schimbat, independenți suntem în toate, iar cei ce limba mea-au furat, ne mai conduc și azi de la spate. M-au obligat ca să vorbesc și să gândesc ca ei rusește. În stilul lor ca să trăiesc, dar eu visam. Tot românește, obligat ca să vorbesc și să gândesc să ei rusește. Stilul lor ca să trăiesc, dar eu visam. Tot românește. Azi totul parcă s-a schimbat, independenți suntem în toate, iar cei ce limba mea-au furat, ne mai conduce de la spate. Azi totul parcă s-a schimbat,
independent suntem în toate. Iar ce-i limba mea ură, ne mai conduc la vederea toate. De fi copii, ne folosesc, ca să mă fac un om. Azi parcă totul s-a schimbat. Parcă. Dar, cum am spus, ne mai desparte acel hotar. Dar mulțumim Domnului că avem și noi sărbătoare națională, limba noastră cea română, care o putem sărbători și astăzi la noi zi de odihnă, aceasta ne-a permis să ajungă aici, datorită și acestui fapt. Și ne bucurăm și noi de puținul care l-am obținut. Și încercăm să luptăm ca să ne realizăm acel vis al nostru de a deveni o țară integră. De aceea vreau să vin cu astăzi cu felicitări pentru noi toți, ca am putut să ne păstrăm limba, în primul rând, și sper că ne vom reîntregi și țara. Mulțumesc! Da, aș invita-o pe poeta Cinca Tamaș să se apropie de noi și de limba română. Cum o face totdeauna. Pornește. Da. Azi pe butonul ăla gri. Azi pe ăsta, azi pe ăsta. Poate reușesc așa. Vă spun și eu bună ziua. O rugimăt din ăsta. La început eram așa puțin și eram puțin dezamăgită gândind că vor fi foarte puțin cei care sunt prezenți în sărbătoarea limbii române. Limba noastră, mult aleasă, glăsuirea românească cântă și brodează basme în ochi negre, versuri țese, fiind darnică, sublimă, cuvântarea strămoșească, inimile le încântă, dictă în versuri de alese, dintr-un fabule de mere și parfum de lăcrămioare, limba mea, frumos gătită, ușirat de perle sfinte, stă în lojă împărătească, prin povești scânteietoare, delectând cu a sa splendoare, mare albastră de cuvinte. Doamna mea cu graiul dulce, sună lin ca violina, ștoarce lacrimi de iubire și îmbracă în straie vorbirea. Curge pe mărâul rece, mângâind în zori surfina, lăsând nația să cânte, urmând crezul, preamărirea. Noi uităm ades cuvântul care reunește neamul, strivim fără de credință parte din latinitate și ne depărtăm de slova care înflorește ramul, ignorându-le topisețe, farmecul artei curate. Azi, de vie îngălbenite, scriem nații scrisoare și rugăm cu plecăciune în dulce grai românesc să ne ierte din păcate, că e ceas de sărbătoare, îmbrăcați în slove ample, toți poeții o cinstesc. Mulțumesc! Da. Vă mulțumim. Dacă nu mai sunt și alte intervenții, propun o scurtă pauză de 20 de minute. Vă invităm la o cafea, la un suc, după care intrăm în partea a doua.
mai des un pic referitoare la Ion Creangă, simpozionul pe urmele pașilor lui Ion Creangă la Stării Moldova. Deci după, pentru a nu întârzia prea mult, o să invit pe scenă pe cantautoarea de muzică folk, pentru care o melodie și o intervenție surpriză și o rog să și prezinte, pentru că un pic o să continuăm momentele de poezie și muzică, pentru ca pe urmă să ne adâncim mai mult în viața și opera lui Creangă. Așadar, ascultăm pe doamna Angela. Pentru acest moment artistic o invit lângă mine pe poeta și pictorița Serena Cristina din Bacău. Colaborăm de ceva timp împreună, cântăm împreună și pe versurile însei. Bună ziua! Mulțumesc de invitația, Angela. Onorată să mă aflu în orașul dumneavoastră. Eu vin din orașul Bacovia. Sunt Serena Cristina, pseudonimul de carte și a picturilor pe care desemnesc. Sunt emoționată. Eu o zic o încărcătură emoțională foarte puternică. Dacă se face, am să vină mai în față. Am făcea spuse că stau pe spatele. Îmi permit să vă citesc și o poezie de-a mea din volumul Divinești Desculțe, Umbra Pământului. Voi plăti în tăcere tot ce în viață l-am spus. Rămășițe din mine îngropate în cuvânt vor hrăni hienele flămânde de timp. Doi copaci într-o singură rădăcină, îndurând frigul de la granița timpului, măsoară iubirea într-o clepsidră. Lacrimi de înger vor alimenta suflete vântuite de vreme. Eu rătăcesc încă prin gândurile mele, între semne de întrebare și întrebări fără răspuns. Rădăcinile pământului mă îmbrățișează, se încolăcesc în jurul trupului, asemeni șarpelui care își pătălește prada. Umbra mea mă îngheie pământul. Vă mulțumesc mult! Alfabetul este cântecul pe versurile poetei Cristina Serena și muzica ne aparține. Suntem două cuvinte dintre voi.
ploi și ploi. Cuvinte ce țipă, cuvinte ce dor, cuvinte ce șvarsă în strigăt visparul, sunt iad fără foc, despicată de lună, cuvinte și nori ce varsă paharul. Suntem două cuvinte. Suntem două cuvinte. Suntem două cuvinte. Suntem două cuvinte. Suntem două cuvinte printre vântul și ploi. Îmbracă-n cuvinte ce se nască pe ziua, respirat de viață dimineața în zor. Când flor de cuvinte astupă morbinte, refac alfabetul ori de câte ori. Suntem două cuvinte. Suntem două cuvinte. Suntem două cuvinte. Suntem două cuvinte care nu-și găsesc sensul. Suntem două cuvinte. Suntem două cuvinte. Mulțumim mult! Înainte de a intra în miezul problemei, o să îi dau cuvântul doamnei Ionica Mandrapur să ne prezinte momentul surpriză, în deschiderea sau pe urma pașilor lui Ocreagă. Nu mai este nevoie de nicio prezentare, îl invităm pe Andrei să ne surprindă. Cele ce urmează, voi spune la Cireș, de Ion Creangă. Odată, vara, pe aproape de Moș, mă furișez din casă și mă duc zona Neaza Mare, la Moș Vasile, fratele tate, să furnești Cireș. Că numai la dânsul și încă la vreo două locuri din sat, era câte o Cireș barate care să cocea, adică la Duminica Mare. Și mă chitesc eu în mini cuțor ca să nu mă prindă. Intru mai întâi în casa lui Mușmiu și mă facă și Ripion să ne dușim la spadat. Nu-i acasă, Ion, o zis mătușa Mariana. S-o dus cu moștul Vasile, sub cetate la Orchiu din Codreni, să aducă niște sumani. Apoi dacă e așa, rămâi sănătoasă, mătușa Mariana. Vorba de odinioară. Și-mi pare tare rău când nu-i văr eu la acasă. Cât tare aș fi avut plăcerea să ne scaldăm împreună. Dar în gândul meu, știi că am nimerit-o? Vine când nu-s acasă. Și de doar vine de grabă și mai gine și... Și, cu mâna matușă, mânul rămas bun ca un băiat de treabă. Ies din casă cu chips, mă aduc la scaldat. Dar mă șopăresc pe lângă șofron și nici una, nici două. Mă trezesc în șireșul femeii și încep a carabanina șireș în sân, crude, coapte, cum să nimereu. Și cum eram în grijă și mă sneam să fac șofa și mai degrabă, ia ca matușa Marioara cu o jor din mână la plătina șireșului. Dar ghinighea, volei, se scaldat-o. Zâșie cu ochii colpas la mine. Scoboar de jos taharule, că-i învața eu. Dar cum să te cobori? Că jos era prapadienii. Dacă vede și vede, că nu mă dau zvrr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 
apoi
Și pe s-a purcat pe șireș răsuză că stai mă, porcani, că te căptușăști, mă, acușa mai răra, acuș. Atunci m-a dat pe creangul mai spre poale și zdup în niște câlipă care se întind la șireș înainte și era crudă și până la brud din nată. Și ne-a bunat de matuși marioară după mine și o foaie pleaște pe câlipă și el în rame până la gardul din fundul gradinii, pe care ne-au în vreme să sar, o gotișeam înapoi, fugind tot e pleaște, cu matușa marioară după mine până în drept ocolului. Pune era iară greu de sarit, pe de lături erau gardurile înalte și vârsâta de matușă, cum a slăbea din fugă, nici ruptul capul. Cât pe și spunea mâna pe mine, și-o fugă, și-o fugă, și-o fugă, și-o fugă, până și dăm când cu atât de palacă la pământ. Că, să nu spun minșuni, erau vreo 10 și 12 prașini de clipă frumoasă și deasă cu mai perea, de care nu s-o mai ales mai nimica. Și după și fășeam noi trebușoara asta, matușa, nu știu cum să câșește prin clipă, o să împiedică de ceva și îl chică jos. Eu atunci, iute mă răsucesc într-o chicior, fac vreo două sălituri mea potrivite, mă sfâl pe stigar, parcă nici l-am atins, și-mi pierd urma ducându-mă acasă și fiu foarte cu minte în ziua aceea. Da, mai îndisară, aca moș Vasile, ufornicul și faznicul, strângă pe tata la poartă, îi spun prișina și-l cheamă să fie de față că s-o-i spa și clipa și leșă. Că între noi o fi vorba și moș Vasile era un carpanos și un buc de zbări brânză ca și matușa mai era. Vorba și ea o dunat și o adunat. Însă și mai clampaniesc eu din gură. Străcașinea s-a acusă și ne va trebuia să plătească. Vorba aceea, nu plătești bogatul și vinovatul. Așa și tata, o dat varul pentru mine și pace bună. Și după ce a venit de rușinat de la ispașă, mi-a tras o chiar faneală ca aceea zică, na, satul de deșireș, de-acu să știi că ți-ai mâncat leftiria cu mine, spânzuratule, oare multe străcașinea să mai plătesc eu urma ta? Și ia ca așa cu șireșele. S-o împlini vorba mami Sarmana, că Dumnezeu n-ajută celui care umblă cu furtușa. Vă mulțumesc! Mulțumim, excepțional în moment. Pentru a intra în tema simpozionului nostru, o să fac o sinteză în celor trei vizite pe care eu cred că le-am făcut la Slănic Moldova. Lucruri pe care le-am descoperit, sau fapte pe care le-am descoperit în urmă cu mulți ani, pornind de la cele publicate într-un almanac numit Ateneu, prin anii 1985-1986, de către profesorul universitar dr. Constantin Parascan, un specialist și el și muzeograf la Bujduca lui Creangă a Țicăului. De atunci am încercat și am mai descoperit câteva lucruri inedite, având în vedere că ultima dintre acestea se referă la prima publicație care a apărut într-o stațiune din România, se numește Curierul Slănicului Moldova, o publicație pe care o studiez acum și sper că anul viitor să poată ieși la tipar și să vadă lumea tiparului și un volum dedicat acestui moment extraordinar care acoperă un gol istoric al stațiunii, această primă publicație care întrunește nume sonore, personalități ale culturii și artei din perioada la Belle Époque a stațiunii Slănic Moldova. Ca să nu vă rețin prea mult, citesc un pic, o să dau citire celor scrise de mine, referitoare ca o sinteză la cele trei vizite ale lui Ion Creangă. De-a lungul scurtei sale vieți, scriitorul Ion Creangă, trebuie să pun și eu așa.
A vizitat în trei rânduri stațiunea Sălim Moldova pentru a se trata de boli de care suferea, cea mai gravă fiind cea cunoscută sub numele de epilepsie sau pedepsie, așa cum o mai numea acesta și cum era cunoscută în zona Moldovei. Pedepsie, formă populară în zona Moldovei, epilepsie plus pedeapsă, boală considerată de popor ca o pedeapsă divină. La unii le umblau buzele, parcă erau cuprinși de pedepsie, spunea Creangă. În ultimii 10 ani din viața povestitorului, această afecțiune s-a manifestat prin crize tot mai dese, care au și grăbit sfârșitul, astfel că la 31 decembrie 1889 avea să se stingă din viață la doar 53 de ani. Potrivit studiilor medicale, epilepsia nu poate fi vindecată, dar crizele pot fi controlate cu ajutorul medicației în aproximativ 70% din cazuri. Cert este că în cazul lui Creangă, așa cum arată cercetările de istorie literară, este vorba nu doar de moștenirea genetică, ci și de un pandagruelism extrem și încrederea în vindecări miraculoase care s-au agravat una pe alta. După cum veți vedea până la final, aceasta nu a fost singura boală gravă a lui Creangă. În corespondența lui Ion Creangă, cât și în cronicile și articole publicate în presa vremii, apar detalii de la cele trei vizite efectuate de acesta la Sălim Moldova în anii 1884, 1885 și 1886. Despre prima vizită stațiune, în jurul datei de 14 iunie, mijlocul lunii iulie 1884, Creangă pomenește scrisorile trimise familiei, fratelui Zahia și conlocutoarele sale din Apatic, de unde aflăm că după ce i s-a făcut rău, a fost tratat grabnic și i s-a dat ajutor cuvenit de către doctor Aronovici, medic al stațiunii Sălim Moldova, cel care a și tocmit în 1881 raportul boilor de la Sălim, prezentat Episcopiei Generale a caselor Spitalului Sfântul Spiridon din Iași. Medicul i-a recomandat atunci băi minerale calde și cura cu ape minerale, dar câteva zile nu a putut să urmeze tratamentul din cauza ploilor necontenite. Cea de-a doua vizită, iunie-iulie 1885, pare să-l găsească pe Creangă într-o formă mai bună, în fapt relevat pe larg în cronica intitulată Băile de la Sferic, semnată de istoricul, scriitorul și gazetarul Nicolae Andreescu Bogdan, cunoscut sub pseudonimul de Nea Bogdan și publicată la 16 iulie 1885 în ziarul Liberalul din Iași. Publicată mai târziu, în 1923, în volumul Povești și Bazaconii din Moldova. Cu această ocazie se fotografiază în mijlocul la 28 de învățăcei și profesori, cărora le spunea tot felul de snoabe, iar apoi apare mijlocul altei fotografii încadrate de Arce Coza și Nea Bogdan, ultimul fost elev al lui Creangă cu 20 de ani în urmă. Foto 1 și foto 2, Cristea Șuca. Nea Bogdan povestește în cronica sa o serie de întâmplări haznic cu Ion Creangă despre pofta de mâncare acestuia, despre tratamentul cu izboale minerale și băi, despre incursiunile prestațiului, dar și cum au fost înșelați atunci când în loc de băi calde cu apa izboalelor minerale, au făcut băi cu apă din râul Slănic. Cea de-a treia vizită pe care a întreprins-o Creangă la Sălim Moldova între 10 iulie și 8 august 1886, pentru a-și alina suferințele, avea să fie și ultima. Deși boala lui s-a ameliorat în urma tratamentului, Creangă nu se va mai vindeca, din păcate, niciodată. Aceste aspecte sunt publicate, așa cum a spus, în Curierul Sfântului Moldova, în numărul 5, joi 31 iulie 1908, în urmă cu 115 ani, începând chiar cu menționarea datei sosirii, 10 iulie 1886, și apoi a plecării din stațiune pe 8 august 1886, datare care nu mai apare până acum în altă publicație. Materialul este unul inedit și nu trebuie să fie fost prezentat undeva, drept pentru care, iată-l mai jos, reprodus fragmentar și cu mici anotări, așa cum este prezentat în pagina a doua ziarului, la rubrica Reportajul nostru, în articolul Ion Creangă la Sferic, semnat probabil tot de redactorul șef al publicației, Mireanu, cel care a și fondat ziarul, jurnalist de la Iași. În ziua de 10 iulie, citesc, 1886, mare și neuitatul nostru maestru al basmelor și limbii românești, Ion Creangă, veni la Sfărit pentru a-și restabili sănătatea strâncinată și a se repauza în timpul așețelor de vară. Fiind suferit, în veci neuitatul maestru se prezintă imediat, chiar în ziua sosirii sale, domnului profesor dr. Ludovic Rus Junior, medic șef al stațiunii și profesor de clinică medicală la Facultatea de Medicină din Iași, ca să-l consulte cum să-și urmeze cura în acest dumnezeiesc rocaș. Foto 4. Sala de consultație a spitalului Băilor, pe acea vreme era în actorul local al hotelului Nemira, ceva mai jos, supus unui minuțioase examinări medicale, eminentul profesor și medic dr. Ludovic Rus, care nu prea o dragoste frățească pentru maestrul prozator, constată că Ion Creangă suferă pe lângă această epileptiforme crize de epilepsie și de obezitate și pletoră generală. O creștere a volumului de sânge circulant care dezvoltă o hipertrofie miocardică pronunțată și la care apare de obicei un ten roșu,
puls concret și încordat, dureri de cap, roșire la nivelul capului, greutate corporală în exces și așa mai departe. De altfel, creează mărturisit singur aceasta, explicând că numeroasele crize de epilepsie datau încă din 1982, cât a avut primele manifestări. Toate aceste suferințe le îndura marele creangă în timpul când era institutor, deși când se surmena mai mult ca oricând. Doctorul Rus mai constată că boala lui Creangă e cu atât mai gravă, cu cât avea un temperament sangvinic și pe lângă alte prescripții farmaceutice, îi prescrise cura cu apă minerală, 3 pahare de la izvorul numărul 3 și un pahar de la izvorul numărul 6. De asemenea, păi calde de 26 de grade de la izvorul numărul 2, comprese reci la cap, iar pentru a putea dormi liniștit în cursul nopții, cingători umede la pulpele picioarelor. La finalul celor 7 zile de cură, Creangă se prezintă din nou la doctorul Rus, căruia îi declară că nu a mai avut crize de epilepsie, cu excepția nopții de Sfântul Ilie, când a suferit 2 accese mai puternice. Situația l-a determinat pe medicul curant să-i mai administreze și o doză de folibromură, calmant al sistemului nervos. Așa cum reiese din finalul articolului, starea scriitorului s-a ameliorat simțitor după tratament. Până în ziua de 5 august, Creangă n-a mai avut niciun acces, dar a slăbit mult și totuși starea generală s-a îmbunătățit enorm de mult. În ziua de 8 august 1886, duiosul și fermecătorul povestitor părăsi slăbitul pe deplin restabilit. Despre boala lui Creangă mai vorbește și Florinș Bancan, articolul Cum a păcălit Creangă timp de un decen în crizele de epilepsie. Unul se simțea bolnav și aproape, dacă nu de tot, nu putea altfel răzbi. Acesta a fost scurt fragment exact așa cum l-a reprodus iar și cum s-a întâmplat în anii respectivi, drept dovadă că boala s-a mai atenuat și Ion Creangă a mai reușit până în 1889 să mai ducă cumva la capăt. Bineînțeles că toate și celelalte snoave, părți frumoase ale șederilui, ale drumului de la Târgu Ocna, încoace și tot ce s-a mai întâmplat sunt superb descrise în acea cronică din Băile de la Slănic și Povești și Bazaconii, carte publicată, volum publicat de Nea Bogdan în 1923. Acestea le găsiți, n-are rost să mai spicuiesc acum, dar sunt de o frumusețe inestimabilă, lucruri care merită din plin citite și consemnate pentru posteritate. Mai era un singur aspect legat de o celebră fotografie, cea pe care o vedeți acum prinsă pe ecran. Aceasta a fost redescoperită, practic, de Muzeul Literaturii Române, care a reușit să o și pună în vânzare, oferta fiind pentru această fotografie de excepție 4.500-9.000 de euro. Am primit informația că starea de conservare fiind foarte bună, ea a fost adjudecată până la urmă cu 3.250 de euro. Interesant, pentru că ea nu mai există acum, probabil că există fotocopii, dar lucru care era directorul Muzeului Literaturii Române din Iași a făcut din această fotografie o premieră, ca și cum Trăgoi a fost descoperită, dar nu a fost prima, pentru că ceea ce spune dumnealui e corect, dar că a exemplificat pentru anul, s-a întâmplat în anul 2014. Eu, de exemplu, din ceea ce găsisem, în 2013, când a apărut ediția a doua a volumului meu legat de stațiunea Slănic Moldova, povestea unui colț de rai, eu am mai găsit două poze, două fotografii, aceea în aceeași postură, încadrat de Acecuza și Nea Bogdan, dar cu un alt format, și încă una în care apare capul lui Creangă în mijlocul acelor învățăcei care se bucurau de câte ori îl prindeau pe Ion Creangă la Slănic. În cele trei rânduri, când a vizitat stațiunea 84, 1885 și 1886. De aceea am spus că atunci am și făcut o remarcă, în sensul în care, da, este o extraordinară fotografie, că e și singura care există cu Creangă și mai bine văzut, dar nu a fost unică. Au mai fost și cele două de care v-am spus. Deocamdată, cam atât, mă bucur încă o dată că suntem portași la un asemenea eveniment și că avem în mijlocul nostru pe doamna Olguța Creangă, care îi voi da cuvântul, urmând pe urmă domnul profesor dr. Petre Colăcel și doamna profesor dr. Gabriela Gârmacea, care o să ne prezinte și colega, câteva cuvinte despre colega și prietena cu care aleg. Vă dau cuvântul, mulțumim! Plecăciune în fața domniilor voastre. Domnule primar Gheorghe Baciu,
domnule consilier județean, Romulus Buznea, domnul Cătălin Dima, cel care a organizat această venire a mea la domniile voastre aici, doamna Valentina Lungu, părintele Nelu Berdan, Ioan Berdan, care este un fiu spiritual al familiei noastre, domnilor și doamnelor, onorată asistență. Pășind pe teritoriul orașului slănit Moldova, mi-am imaginat că Dumnezeu a rupt un colț de rai cu tot și l-a aruncat pe pământ, cu tot cu păduri, cu tot cu ape, mai ales cu ape vindecătoare, cu tot cu îngeri, cu tot cu sfinți. Mă gândesc ce responsabilitate avem noi, căci mâine, poi mâine, Dumnezeu își va alege din mijlocul nostru sfinții săi. Dacă să putem vorbi despre creangă, este foarte, adică nu găsești cuvintele mele potrivite ca să spun ceva despre eu în creangă, dar am să vă spun ce spunea, ce zicea Mihai Eminescu. Zicea atât de frumos, eu în creangă a știut să-mi cânte ca un rapsod din alte vremuri, minunatele povești rupte din sufletul Moldovei, căci glasul lui avea ceva din armonia divinității. Ion Creangă a folosit limba neauș românească, n-a fost influențat de judiniști sau de alții. Ion Creangă s-a bazat așa pe energia străbunilor noștri. O limbă atât de frumoasă, o limbă atât de dulce, a folosit încât opera nemuritoare. Mai ales că a fost un genial scriitor, un genial povestitor. Dacă Grigore Vieru ar fi aici lângă noi, în momentul acela ne-ar spune: o, neamule, tu, adunat grămăjoară, ai putea să încapi într-o singură icoană. Dacă Ilie Cleopa, marele nostru preot Ilie Cleopa de la Mănăstirea și Hăstria, care este propus de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a fi canonizat, dacă ar fi aici, ne-ar spune: mâncava-l raiul să vă mănânce. Să revin la Grigore Vieru, spune tare frumos în poezia acasă: sărut vatra șalei nume care veșnic ne adună, limba noastră cea română. Și mai zice Grigore Vieru: pentru ea la putna clopot bate. Deci să o cinstim în fiecare zi. Limba noastră nu neapărat că are o zi anume. În fiecare zi, în fiecare clipă să aducem slavă lui Dumnezeu pentru limba noastră frumoasă, strămoșească. Am vrut ceva, cumva să aduc ceva inedit astăzi. Vă întreb, eu vin de la Pipirig, deci sunt, tatăl meu a fost, după arborele genealogic pe care vi l-am adus aici, tatăl meu a fost verișor de-al doilea cu Ion Creangă. Bunicii mei au locuit în casa lui David Creangă de la Pipirig. Și de acolo avem câteva vestigii, domnul Dima și cu doamna Valentina Lungu au fost acasă la noi, avem un mic muzeu acasă, unde cinstim memoria străbunului Creangă. Avem icoane luate de pe polița lui David Creangă, avem plosca cu care David Creangă cinstea oaspeții când veneau la el, avem
un ceaslov și un abecedar care, pe care ne le-au dăruit, familia ne le-a dăruit, familia preotului Gheorghe Creangă. Mama mea a fost foarte bună prietenă cu fiicele și contemporană cu fiicele părintelui Gheorghe Creangă, Anetuța și Ilenuța. Ele tot timpul veneau la pipiric și mergeau cu mama mea împreună la mormântul lui David Creangă de la biserica Sfântul Nicolae din pipiric. Aș vrea să vă întreb, știți oare ce mitropolit l-a caterisit pe Ion Creangă? Mă întreb și vă întreb. Eu am găsit răspunsul și pentru aceasta am scris a 10-a carte din copilăria Sfinților, carte apărută cu binecuvântarea înalt preasfințitului Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Copilăria Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv. Abia cu 2 zile în urmă am venit de la Răzălăi, lângă Bălți, unde s-a născut Sfântul. Am lansat în biserica din Răzălăi această carte și am fost onorați că a venit la slujbă, la Sfânta Liturghie, a venit episcopul locului, episcopul Antonie, episcopul de Bălți, protopopul de Bălți, părintele Valeriu Cernei, care este parohul bisericii din Răzălăi, și am avut și bucuria ca soțul meu, părintele profesor Toptis Caia, să slujească împreună cu ei. Am fost așa, parcă nu știu, o clipă de rai a fost. Sute multe de enoriași, de iubitori de Sfântul Iosif cel Milostiv au venit îmbrăcați în național, copii foarte mulți la biserică și am trăit clipe de rai cu acest sfânt, Sfântul Iosif cel Milostiv. Cred că dumneavoastră știți că moaștele Sfântului sunt în Catedrala Metropolitană din Iași, într-o raclă mai mică, înainte de a ajunge la racla Sfintei Parascheva. Sfântul Iosif cel Milostiv a fost, deci s-a născut la Răzălăi în 1818 și la, eu știu, n-avea 2 ani când tatălui, preotul Anania, a trecut la ceruri. Zice că, așa am să spicuiesc 2-3 lucruri din carte, zice că mama Teodosia, preoteasa, îl găsea deseori plângând în biserica din sat, stătea în genunchi la icoana Maicii Domnului și plângea. Întreba mama, de ce plângi? Rog pe Maicuța Domnului să-mi arate măcar în vis pe tata. Altădată s-a urcat într-un cireș și a făcut mama Teodosia, a făcut un costum frumos, alb ca spuma laptelui. Copilul s-a urcat în cireș, cred că avea 7-8 ani, și a pătat costumul. Mama a luat o jorbinuță, probabil a arătat-o numai, dar el ce replică i-a dat? Mama, ai spus că toate mamele creștine își iau sfat, își iau ca model pe Maica Domnului, care ține strâns în brațe pe Fiul ei, Iisus Hristos. Mamă, ai văzut cumva în icoana Maicii Domnului cu pruncul sfânt? Ai văzut, avea jor de mână? Atunci mama a început să plângă, a rupt jor de mic de bucățele și a scăpat Ioniță, cum îi zicea mama, a scăpat nepedepsit. Dar altădată, deci în jur de 10 ani avea când s-a dus la Mănăstirea Frumoasă. Mama nu dorea să ajungă călugăr. Zicea, Ioniță, te duc numai așa, să înveți să pictezi, să înveți să te rogi. Și l-a dus acolo, la ruda lor, părintele Teofilact, care l-a luat în grijă. I-a fost și mamă și tată. Și băiatul n-a vrut să mai plece acasă. Ioniță, hai acasă. Vreau ca să mai crești la
cum la dragostea mamei și apoi mai târziu să vii la mănăstire. Nu, mamă, eu vreau să cresc la lumina candelelor și lumânărilor din mănăstire. Și așa Ionița a rămas frate de mănăstire la 10 ani. La 13 ani vine la Iași, la mănăstirea Sfântul Spiridon, apoi pleacă la Buzău, este primul seminarist la seminarul din Buzău, dă Dumnezeu și îl face episcopul Chesarii, îl face diacon, merge la București, stă 9 ani profesor pe la Sfântul Sava, pe la Sfântul Lazar, și apoi mitropolitul Nifon îl unge episcop de curtea de Argeș, al episcopiei de la Argeș. Stă 2 ani jumătate, apoi vine la mitropolia noastră la Iași, unde păstorește ca mitropolit 27 de ani. Și în timpul acesta strânge o bibliotecă enormă, o bibliotecă de 10.000 de volume, pe care o dăruiește Academiei Române, a cărui membru era. Deci era membru al Academiei Române, a terminat Catedrala Metropolitană din Iași și a sfințit-o, a făcut multe lucruri frumoase pentru noi, pentru generațiile care au venit după dânsul. Dar acest sfânt tot timpul se plângea, am găsit în documente, în cărți, se plângea de juniniști. Zice, mă obsedează, mă îmbolnăvesc junimiștii cu ateismul lor. Zice, trăiesc un moment foarte greu pentru că sunt ateii lui Maiorescu, al lui Gherea și așa mai departe. Și ce-a făcut Sfântul? Până la urmă s-a gândit foarte bine, a înființat un cor, deci niciun junimist nu intra în biserică, în catedrală, niciunul. Am ființat corul Gabriel Muzicescu, tot din Basarabia și Gabriel Muzicescu, și așa atei, evrei, de alte naționalități, veneau la Sfânta Liturghie, dar nu ca să se roage, nu ca să asculte Sfânta Liturghie, veneau doar ca să asculte acest cor minunat. Și așa, cât de cât măcar i-am adus la biserică. Deci acest sfânt, Sfântul Iosif cel Milostiv, îl caterisește pe Ion Creangă. Și mari scriitori din Basarabia și-au exprimat așa bucuria, zice, Dumnezeu știe de ce l-a pus să-l caterisească, pentru că altfel noi nu am fi mai avut un mare, un povestitor genial, nu am fi avut pe Ion Creangă ca scriitor, ca un, poate fi socotit un sfânt al literaturii române, dar faptul că este reabilitat poate fi și un sfânt al Bisericii Ortodoxe Române. Deci să ne mândrim cu aceste lucruri care fac cinste neamului nostru românesc și creștinesc. V-am adus, am venit și cu ziestre pentru dumneavoastră, pentru biblioteca, opera lui Ion Creangă, opera completă a lui Ion Creangă, tradusă în limba portugheză. Zice că un avocat portughez, José da Fonseca e Silva, și-a vândut averea ca să tipărească această carte. Și a învățat în câțiva ani, în 4-5 ani, a învățat limba română. Și împreună cu un mare filolog, doamna Simona Vermeire, din România, au tradus această carte. Foarte greu le-a fost. Și mi-au trimis mie, ca să ne poată Creangă, mi-au trimis multe zeci de volume să le dau la instituțiile de cultură și învățământ. Și le-am dat și în Basarabia și aici la noi. Ultima care mi-a rămas în biblioteca familiei, v-am adus-o dumneavoastră și vă las cu drag. Pentru că...
de limba portugheză, fără discuție, și o să vă traducă primele prefața, unde profesor universitar de la marile universități din Portugalia își dau acordul pentru această carte. Și ce au făcut acești traducători? Au dat volumele, toate volumele le-au dat gratuit. Și spune domnul Fonseca, nu vreau să zacă prin librării. Așa că dați-le gratuit la cei care sunt într-adevăr cunoscători și doritori de Ion Creangă. Mai zilele trecute m-am întâlnit cu un ambasador din Japonia și mi-a spus că Ion Creangă la ei este preferat și este învățat la școală. În clasa 4-a din Japonia se predă capra cu trăiezi. Deci, nu mai zic și în alte țări, poate necunoscuți de noi. Deci, așa. Ce vreau să mă fac să vă mai spun? Ce să mai zic? Haideți să zicem și noi ca Ion Creangă, ne arbonim și pe la anul și apoi plecăm fiecare pe la casa pâinare. Vă mulțumesc din suflet! Vă mulțumim foarte mult și începem cu câteva aprecieri. Vă mulțumim tare mult, doamna Olguța, să vă dea Dumnezeu sănătate, să mai promovați mult timp ceea ce înaintași și dumneavoastră din familie au făcut și să avem ocazia să... Bineînțeles că promit că și la anul o să fiți invitată, că am început un proiect și nu ne lăsăm așa. Mulțumesc tare mult pentru cartea pe care mi-ați oferit-o, am să îmi fac timp să o citesc și din partea noastră. Și noi avem aici o enciclopedie foarte reușită. O să rog și pe domnul profesor Solda. Domnul profesor, vă rog dacă poate să scrieți dumneavoastră câteva cuvinte. Am scris și eu și vă ofer cu mare bucurie, pentru că aici găsiți și fotografiile respective și alte precizări despre localitatea noastră și niște materiale de promovare, printre care și cartea lui Dan Cristea, Povestea unui colț de rai. Vă mulțumesc din tot sufletul și... Mulțumesc! Dacă mă trimiteți acasă, plec, dacă nu, nu. Nu vă trimitem acasă, vă invităm să... Privirile, împățișarea serafică a domniilor voastre, nu știu, mi-ați dat, cred că, motiv pentru alte cărți din Copilăria Sfinți, despre Copilăria Sfinți. Vă mulțumim de suflet. Mulțumim de suflet. Un moment surpriză, îl dăm cuvântul părintelui. Domnule primar, să știți cum pe doamnă trebuie să învăța. Stimate oficialități și invitații, îmi fac o datorie de suflet ca cel care mă simt copilul adoptat al doamnei profesoare Olguța Caia Creangă, să o prezint în două, trei cuvinte. Nu vreau să stribesc cu nimic sensul și linia simpozionului de astăzi, dar aș vrea să știți totuși că acum 46 de ani aveam să intru prima dată în casa doamnei profesoare, mai exact în anul cutremurului 1977, și unde aveam să aflu, să descoper și să trăiesc nimic altceva decât Duhul acesta, acela al calmului, al dragostei și al dăruirii Creangă. Iar dacă Doamna este aici, vă pot spune că ne-a dus aici și Duhul Creangă. Da. Și vă mulțumesc! Am cunoscut atunci ce înseamnă o familie adevărată de preot. Intram, eram în anul întâi de seminar și intram să văd o oglindă adevărată, aveam să văd oamenii cu care intră în legătură o familie de preot, n-aveam gând să știu, părinții mei aveau alte ocupații, dar numai atât.
avem să descoperi, așa cum v-am spus de la început, acea dragoste sinceră, acea dăruire neauș românească, moldovenească, pe care eu o cunoscusem în scările marului nostru clasic Creangă. Aveam atunci să descoper și în timp să trăiesc și să înțeleg că viața sub toate aspectele este o luptă. Dar cu cât lupta este mai grea, cu atât bucuria victoriei e pe măsură. Așa m-a învățat și doamna preoteasă, și părintele profesor de optist, cărora le sunt recunoscător, și numai atât. Și numai atât. Vreau să vă spun că tot ceea ce dânsii au dăruit și dăruiesc, o fac de suflet, din suflet și pentru suflet. Și cred că în relația mea cu dânsii și prezența dumneiei aici, mai poate fi exprimată niște cuvinte unui mare trăitor, care spun așa, și mă gândesc mai ales la părintele profesor, un om deosebit, un om care este absolvent al teologiei din Zagorsk, facultății din Zagorsk. Acele cuvinte spun așa, și cu asta închei, să știi să lupți când vrei să ai, să nu regreți, să nu regreți când pierzi sau dai, să poți să urci când alții te coboară, să poți să înduri când alții te înșală. Să rămână, mulțumim domnul primar din suflet. Am făcut o zi frumoasă astăzi. Pot să-i spun chiar o zi de istorie, scrisă în istoria Strănicului. Și promit să facem o copie și noi la biserica noastră, la biserica Mama Onești, biserica Sfântul Nicolae Onești, unde sunt acolo primecii preoți. Să vă mulțumim, doamna preoteasă, să rămână. Vreau să vă aduc iubire creștină, rugăciune din partea soțului meu, care a studiat la Zagorsk Moscova Academia de Teologie și are aproape 40 de cărți traduse din limba rusă sau din limba slavă. Printre tare și stareții de la Optina. Am adus aici un volum pentru dumneavoastră. Mulțumesc! Să-i predau ștafeta domnului profesor Dr. Petre Colăcel, după care urmează doamna profesoară Gabriela Gărmancea și o intervenție de 2 minute ale domnului Constantin Tudose. Mă rog să mă iertați că nu mă pot ridica. Eu sunt un glumeț așa de felul meu, dar nu mai funcționez decât de la gât în sus. În rest, voi începe, deși nu era treaba mea, cu o completare la cele spuse de disensul intelectual Romulus Dan Botnea. În 16 iunie 1884, Creangă îi trimite concubinei lui, mă rog, așa îi spunea, dar atunci îi zicea țâitoare, la mine de pe rău natal se spune mult mai urât, dar mă jenez să folosesc termenul, o scrisoare, citind la destinatar, domniei sale, distinsei domnișoare Caterina Bartic, vestitul de școala evreiască în sărărie de vani. Trec peste faptul că îmi plac indicațiile astea locative, dar după asemenea apelative, mă așteptam ca scrisoarea să înceapă ca o scrisoare de dragoste. Ei bine, nu. Primul cuvânt pus singur așa în vârful scrisorii este tincă, virgulă. Mai avea puțin și zicea că pe părâul meu natal, părâul bâțului, de la munca a sălui, unde toadele se adresează cu tinca, nu tincă, tincă, hăi! Îl așteptam de hăi, dar nu m-am văzut. Eu despre altceva am de făcut vorbire astăzi. Despre personajele episodice din Creangă. Din amintiri din copilărie numai. Din amintiri din copilărie numai că nu-mi scoate niciun savant din cap
ideea că amintiri din copilărie este un roman. În roman sunt personaje principale, secundare și episodice. Pe unele le știți, pe altele nu că mă îndoiesc ca și nu mai deștept, dar nu le-ați reținut că nici. Da, o savoare care a meritat efortul meu descurmat prin opera lui Creangă. Fac precizarea că și lucrarea de licență și lucrarea pentru obținerea gradului didactic 1 le-am făcut cu subiecte din Creangă. Deci am avut ce scurma ca să găsesc niște afirmații. Îi iau pe rând, în ordine în care apar în carte. Va fi fost o seamă de criterii să îi aranjez, dar eu iau după cum apar. Cu grijă, nu apar să mă dați. Așa. Păi primul apare Pădița Vasilea Ilioae. Primul învățător dascăl la biserică, cel care a fost luat la oaste cu arcanul. Un portei dravân, frumos și voinic, cu minte, harnic și rușinos ca o fată mare și cu oarece sămânță de filozofie la capul lui, dacă îi spune o maică-sa ca să o consulezi, că ea plângea că era luat băietul la oaste, las, mamă, că lumea asta nu-i numai cât să vede cu ochii. Și apoi și Sfântul George și Sfântul Dumitru au fost oște. Bă, interesant, ăla care vine în locul lui, că trebuia cineva să doară carte cu copții. Nu s-a putut găsi decât în dascălui Ordache. Frumos, simpatic bărbat. Fârnăitul de la strana mare, care clămpănea de bătrân și era, și mai avea și darul subtului. Băi, bun, nu mai am ce de ce descrie. E, ajung la Smărândița. Vă să-mi spuneți că Smărândița nu-i personaj episodic și voi accepta. E adevărat. Smărândița e un personaj. Dar e episodic oareunde. V-am spus că scurmând eu după informații despre Creangă, am găsit unde apare episodic Smărădița Popii. Că vă reamintesc. O zgâdie de copilă, azi rămaninte, și așa de silitoare, de întrecea mai pitos băieții și din carte, dar și din nebunii. Asta o știți. Culmea e că eu am găsit-o ca personaj episodic în Sadovean. Că ăsta un blăcios din de acolo a trecut și de la Comunești. În 1920, Creangă murise de 31 de ani. Smărădița mai trăia și toată dragostea mea pentru ea nu că s-a topit, s-a înlăcrimat. Trec peste faptul că am avut și eu o smărădița mea prin clasa a treia, a patra, dar ceva mai târziu când m-am mai deșteptat, am aflat că eu nu aveam ce să fac cu smărădița mea, chiar când era tare dragă, pentru că smărădița era fata unui frate mai mare al mamei. Și sfintele persoane din sală cunosc că Varnea Direță a rămas Mărădița. Ce găsim în Sadovean? În 1920. Am văzut și pe copilas prin țară. Și plină de drăcii cu care se hârjonea mică. Acum
e bătrână, suntem în 1920 și Mărândița mai trăia. Avea aproximativ, am socotit eu, vreo 75 de ani. Pentru că, deși mi-am dat lucrările cu creangă, eu nici astăzi n-am găsit un cunoscător greu de tot care să-mi spună când s-a născut eu un creang. Dar așa, documentat, așa, la ghid, știu și eu. Am mitinesc că Smaradița avea vreo 75 de ani, când ce zice Sadoveanu despre ea? Acum e bătrână și zbârcită. Și ține minte bine dinică cel de mult. Era vorba într-o vreme când înfloresc tinerețile să-și lege destinele. Dar, pe urmă, mică, o pleca pe alte drumuri, valurile vieții le-au despărțit și acum nu mai știi despre el decât o scris niște cărți, dar până la urmă e și rău, că știe ea. Vorba lui Vasile Militaru, când am găsit textul ăsta, mi s-a înlăcrimat privirea de iubire și de drag, parcă așa de ceva se limitau. Dacă tot e vorba de Smărândița, Nicolo Constantin, bă, ăsta nu cred că-l știți. Era care v-a ascultat într-o zi de creangă și a însemnat toate greșalele ca să se întâlnească de mai multe ori cu Sfântul Nicolae, cel din cui, care a ridicat un bălan, la procitania de sâmbătă. Îndrămânos Nicolo Constantin, și fizic răgușit, balcâns și răutăcios. Dar băie bun și caritate, pentru că era înaintat la învățătură până la genunchiul groastei. Oș Vasile Țandure, da, sau de nici de asta. Oș Vasile Țandure, ăla care îl salvează pe Nică, de la cinstita honeră din 48, cu niște leacuri populare. Dumnezeu să-l pominească. E? Nastasia Creangă, doamnă. Nastasia sunt probleme. E unica maternă a scriitorului, care-i zdruncinată după atâtea nașteri, înfățișează un caz de slăbire nervoasă, transmis fiică-sii, Smaranda, într-o formă mai apăsată, care la rândul ei a transmis în cel mai mare grad tocmai cui nu trebuia boala asta, cui o creangă. Nastasia Creangă era un personaj despre care ce citim în amintirii în copilărie. Încă n-am văzut așa femeii să plângă de toate celea. Era miroasă din care afară. Carne bevită nu mânca din această pricină în viață. Tot din această pricină, când se ducea sărbătoarea la biserică, bocea tăți morță din țintirim. Fii rudă, fii străin, fără deosebire. Iar că mirărilor ei, adresate cu bărbatul David Creangă, om așa zașă, la locul când îl întreba, dar de ce ai făcut tu treaba asta, Davide? Davide îi răspundea ca la mine pe Bărău, ca să te ierd tu în asta, frate. Lăsa mi-i drag cât cu prinde. Părintele Dunitru de la Bărău Cârgim, nici de asta n-ați auzit. E unul dintre însoțitorii celor care se duc de la Bibinivul David Creangă, la Broșteni, la școala lui Alecu Baloș.
și se opresc într-o noapte la părcașa, că n-ajungeai într-o zi atunci, mergând așa, păscând. Părintele Solicinei, dar părintele avea un foarte mic defect fizic. Avea la gât o gușă de o ploscă de cele mari și gârlea dintr-o sal, ca dintr-un cimpoi. Din nu ne-am putut codini, dat în noaptea din cauza lui. Nu era vinovat bietul preot care și-a cerut iertare zicând că-i mai rău de cei care poartă gușa în cap și acolo. Ei nu ca. Deci pe ei nu ca mai înțit. O știți săraca. Avea și un copil handicapat pentru că fiindcă sala era balcâză și lălâi, balcâză s-a născut pocit până cât se poate. Din nu puteai nici măcar să nopiesc cu dânsa în casă. O lăsăm de viața ei, nu că în vegea ei era sărac așa. E? Popa Oșoban. Popa Oșoban a părut mai mult în locuri, dar în două l-am reținut eu. Nici ăsta nu-i chiar episodic. Știm despre el că era un om cursus și păclișit. Mai întâi când am mers cu păbușorul, copiii au plecat cam de vreme. Și au supărat pe popă care au cam zbârlit cu niște scurtături după ei. Cel mai știm, cel mai bine, de la momentul când ierarhii superiori de la Mănăstirea Neamțului o trimis niște inspectori să-l verifice pe popa Oșoban în timpul slujbei. Paranteză, una dintre marile mele iubiri în exprimare orală, ghilinelele nu se văd, au fost inspectorii școlari. Aveau ăștia un dar al inoportunității, că spicau exact și nu te așteptai. Probabil că dacă ieși eu nu vin, sau... Sternă Dumnezeu să trăiască de mult, eu am scăpat de ei. Dar în 50 de ani, că atât am făcut, 50 de ani pe mugii, am intrat și am ieșit din clasă cu patalogul sub braț. M-au călcat de studii. Mi-au făcut o mie și una de chestii. Și mai sunt inspector, alții nici nu mai sunt. Eu mai și sunt și sunt tot ce eram și atunci. Profesor. La Popa Oșoban, o păreche. Trimiși de erarhii de la care îi caută de pricină, cum zice Creangă, că slujba pe care o ține în Sfânta Biserică nu se ține de tipic. Și cum Oșoban nu avea orice nervi împotriva ierarhilor, sare deodată, așa, în rantia în care s-a fac. Tipic, băi, te fățarnici, lasă că mă arăt eu vouă tipic. Și zbâr cu sfârnicul de-a mamă după ei, îi fugeau săracii inspectori de le săreau foamele. Moș Chiorpec, ăsta asta știți. Moș Chiorpec, ciubotarul, nu mai vă las. Următoare. Mătușa Mărioară, mai poți să zici după ceva, după minunea asta, dacă nu mă o dovedeam. Că ai imitit el tare, dar au crescut în ochii mei, extraordinar, că au crescut o codică de urmă la câmpul lui Moldovenesc și la Solca. De acolo e doamna visurilor mele, am definit prin această metaforă pe nevată. Copilul e acum de două ori mai drag. O lăsăm pe mătușa Mărioara, dar ai alte mătuși. Nu am mătuși de-astea, ale dracu la Bucreanu. Mătușa Măriuca, lui Moș Andrei, fratele tatei cel mai mic, de pe coasta dealului, unde avea grădină și loc mai mult așa, și unde se găsă Teiu, dar cu pupă, cea mai cunoscută poveste a lui Creangă.
Acum nu mă interesează povestea cu oștiți. Dar nu știu dacă vă mai aduceți aminte ce zice creangă despre mătușă sau măriuca. Știu că și mătușa măriuca e una dintre cele care scoate mahmurul din pom. Nu e o femeie din țăres ca mătușa Anghelița, cu Moș Chirec. S-o mântui vorba. Sora mea Catrina, apropo, creangă niciodată nu o știu, sau dacă n-a știut, n-a lăsat să se înțeleagă câți frați și câți surori, câte surori are. Avea interes. Dar să devii măcar diacon, trebuia să ai măcar 20 de ani, de asta s-au încurcat datele de naștere, să fii însurat, mai din suratul lui să acum, că de acolo i s-a tras, și să ai greutăți în familie. Când făcea cererea, preciza că nu știu câți frași surori are acasă. N-a, eu nici azi nu-i știu pe toți. Și am spunea ceva creangă. Dar între ei, sora mea Catrina, care după ce mică scapă cum știm din necazul cu pupă la din ei, a ajuns acasă, a unde pupă zau, cântând. Și atunci sora sa care avea aptitudine, sora mai mică, creangă a fost cel mai mare dintre toți, măcar asta știu. Și atunci sora sa dovedește aptitudini de filozofă și zice: Doamne, bădiță! E o chestie să spună soră ta, bădiță. Cum sunt unii din păstuiesc omul chiar pe sfânta dreptate? Ia ca să înșați, dar să nu ne ocupăm de asta. Părintele Isaia Ducu, de la școala domnească din Târgu Neamț. Dar pune Micheduț într-o zi când preda teorema, în regula de trei simplă, să-l roage pe o șoban Nică, al corpa de care am vorbit. El să treacă Nică o șobanul la tablă, să ne facă încredințarea, adică să demonstreze teorema. Nică o șobanul să ridică gândiță Merianul, avea ciubotele dintr-o vacă și talpile din alta și să roagă de iertare, spui că-l doare capul. Dar nu știu cum se întâmplă că se puiește, cumva și-i cade din sân un bulz de mămărie cu brânză, cum trece creangă, tocmai bun de pus inimă când se foame. Și se repetă scurtii din bănci după bulz și să-i scoți o sală și un râs în toată școala, încât parcă-l văd pe părintele Isaia. M-am spus, am predat 50 de ani și parcă uneori, deși de multe ori am lucrat cu plate de performanță, mă trecea și pe mine ce l-a trecut pe părintele Isaia când a văzut chirposala aceea. Pisemni păcatele mele cele mari și grele, m-au aruncat și aici să învăț niște țopârmani sălatici. Mai fericit erai, tu mii de ori, Isaie, să faci orice la cogeasca veche, decât să mai ajungi și zilele acestea. Parcă uneori îmi trecea și mine prin cap, ce-o zis Isaie? Din Nicu Șobanu am vorbit. Da, am uitat părintele Isaia, a continuat referindu-se la Șobanu, căruia i-a căzut buzul din sân. Iară tu, moglanule de oștobene, care te robești pântecelui, și nu-ți dai câtul de puțină o stenială minții, te-ai face popă ca pacto când s-or pusnicii tăzdigului de la Mănăstirea Neamță. Asta l-a cam jignit cu Oșcobanul. Prost, 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 dacă nu-i cu dur, prost, prost,
Da, să nu-ți mintească cineva, nici cu cât e negru sub unii, ca voi zbârli țărnă după cap, ca buhaiul. Asta... Ca ticheții. Mori bătrâni, mori bătrâni erau mori neapără căpătâi, care sunt ribisul și el limbi. Ca ticheții ce stăteau în gază la pavăr și botau. Dă-ia lemne, aducea apă, făcea cucu, mă rog, pentru un plic cu care stă neaguie. Între ei se află plăcăi 1 și 1. Davidică din Fărcașa, singurul portret încheiat în opera lui Creangă, cu precizarea că nici ăsta nu-i chiar original, are ceva din neolitivul Cioban Moldovean, dar e singur. Nu știu dacă ați observa, Creangă nu are portrete. Mai încearcă un portret cu fata împăratului lor, dar pe la jumate îl dă seama că n-are resurse și zice, sau cum s-a zice la noi, în țărănești, era frumoasă de mama popului. Și-a terminat cu metapore și cu alte alte. Fiindcă veni vorba, puteți careva dintre noastre, care v-ați citit și care îl știți pe Creangă, poate mai bine decât nimeni, cum arăta fizic Smaranda Creangă? Ați găsit undeva un dram de trimitere. Să fi spus că e blondă, că e brunetă, că are părul așa, că are nimic. Nu știm cum arăta Smaranda Creangă. Că știam ce femeie este, că asta e altceva. Mă, Creangă nu le-a avut cu portretele. Davidică din Fărcașa, însă are alte chestii care îmi place. Acolo se învăța gramatică. Gramatică după cartea lui Măcărescu și nu mă mai chema. Cică! Unde e așa? Musteciosul Davidică! Asta e ultima poaie, nu mă mă până tipărea o mămărică, nu-i spui ce înseamnă să tipărești o mămărică, că mai mult sunt la casă. Și nu mai tipărea, nu mă cupă. Până tipărea o mămărică, mântuia de spus pe de rost, rapide și fără greș, toată istoria Vechiului Testament, deși la rest scriban, împărțită pe perioade și pronumele conjunctive din gramatica lui Măcărescu. Minci, 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 imaginați-vă tipul care mestecam cea un meresteu, că așa e zic, la mine de vreau, și zicea, minci, 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 minci. Tot de acolo, aflăm că nu prea e tehnit. A murit săracul, Davidică din Fărcaș. Era frumos, băi, m-a spus portretul ciobanului Moldovean. A murit săracul, n-a avut parte și să preuțească, pentru că s-a înnecat cu pronumele conjunctive. Peritule ar fi unde de să le piară, că au mâncat jubaier de plăcău. Dacă așa o fi zis și elenii cărora le-am predat o gramatică, boieră sunt memoria lor. Mai bună minte avea însă Mirăuță din Grozăve. Ăsta avea probabil ceva și cu camera de la etaj, pentru că umbla trelale la în puterea iernii de la tărâmii jidovești, întrebând, ba, ceacă de costor, ba, cuii de la corabia lui Noe, ba, frașul căpșun pentru cineva care a pornit într-adaos. Ce răi nebun să-și piardă viața ca la mitică cu minții biline de copii? Dar pe trăsnea, ai lucru de trăsnea, ați auzit? Din punctul meu de vedere, trăsnea este expresia supremă a tăriei de cop. Îl luam într-o zi pe Ștefănescu, așa se numea Creangă la Părticen, în catalogaje din catecheziei, să mă ajute să învețe gramatică. Pleacă amândoi pe câmp la părșenii vechi. Îmi pasă ceva, pe Creangă nu se prinde nimic,
oară pe Ion să umble unde au urmat și să vrească dacă când se întoarce să-l asculte. Băiarul Creangă, pentru el era oarece mângâiere, nu dau amănunte că sunt un pudic, sper că am pronunțat pudic. Era ceva mângâiere la Părșelin Vit. Acolo era tata Popi, care era vadant și, cum zice Creangă, care a avut un ce împotriva șinchelor fețe, că Popa era pensat după capatat. Cam dur, dar asta e. Se întoarce după ce trece un timp și îl găsește pe Tresnea pe care îl lăsase să învețe gramatica, dormind pe hat, cu gramatica lui Măcărescu sub cap, pe la sfârșitul noiembrie, cu un ger năpratnic și cu un vânt de zbiciuia, se uită mică la el și zice, sărace, sărace, mai bine te făcea mâta un mânt și te mâncau lupții. Cine mai este aici? Aha, stai puțin că e o chestie, toți curmând eu prin documente după Creangă. Am găsit într-un loc, nu mai știu unde, faptul că prin anii, câțiva ani după aceea, Trăznea era preot într-o parohie de undeva din Ținutul Neamțului. Păi dacă nu ca Trăznea arunzat de preot, vă mai imaginați cam câte carte trebuia să știu un pop atunci ca să fie un pop. Mai acolo pe aici, și ăsta îmi place, Popa Guligă. Popa Guligă mai venea pe la catehiet, la Pavel și Votar. Popa Guligă, Guligă, 50 ani și Ciucălău, din ulița Buciumenii, tăluie și a ghezmuit de dimineață Dumnezeu să-l iepuri. Am lăsat la urmă, că chiar la urmă, ca personaj episodic, Luca Moșneau. Domn care îi duce pe Nică și pe Zahania lui Gătlan, de la Mulești la Iași. Se făceau două zile atunci, îi duce cu Harabau, căruță cu pohârtie, cum îi zice mamele din Bărău, dar făcea două zile. Când pleacă, zmeii de care zicea Smaranda ca să-l vadă urnit, erau niște jigăriți, clai mai de cap cu oriși. Dar are grijă Luca Moșneanu, care este în surățărnea al doilea, să-i atragă atenția soției de-a doua, foarte clar și foarte românește. O lindiadă e sama de morta aceea. Fac precizarea că, în afară de cele două povești strict, explicit, sexual și indecent, povestea poveștilor și povestea lui Ion, lui Ionică cel prost, cred că nu are indecențe. Sau dacă are, știi extraordinar de bine să le acopere. Aici, când toți citim Olimpiadă e bine sama de borta aceea, cred că face imediat o completare. Că niște porci făcuți o bortă în gardul din fundul grădinii și sunt măriți la păpușoare lui. Deci, tot de bine acum, iar 20 de tot, în 4 zile, Olimpiada trebuie să ies sama de borte. Orule, cum avem? Orule, e cald. Este un personaj. Creangă a avut un talent fantastic de a disimula indecentul. Așa v-am făcut capul, calendar la lungă. Mulțumim, încântător. Dăm în continuare doamnei profesoare Gabriela Germacea. Cum te-ți
Onorat auditoriu, mulțumesc pentru invitație, domnule primar, domnule Vesneac. Invitația făcută astăzi la Ziua Limbii Române, când îl omagiem pe Ion Creangă, vine cumva în întâmpinarea unor preocupări pe care le-am avut în ultima vreme de a aduce valorile clasice în atenția publicului larg. Începând de anul trecut, am lansat o colecție de cărți la editura didactică a Basisch&Haus, care se numește Biografii. Am început cu Eminescu, am continuat cu Ion Luca Caragiale, Ciprian Porumbescu și acum, în luna octombrie, apare Ion Creangă. E o colecție cu biografii de atmosferă. Ce înseamnă asta? Că valorificăm, iată, ceea ce s-a prezentat și aici, fotografii, imagini din arhive, din muzee, cu gândul de a contura portretul unui autor pe fundalul epocii și cu lucruri care să-l apropie cât mai mult de omul contemporan. Noi astăzi vorbim despre Creangă și eu în biografia mea s-ar putea spune uneori, dar ce mai aduci nou în biografie, că am zis cam de toate. În biografia mea am încercat să îl prezint pe Creangă cumulând mai multe aspecte ale personalității sale. Am prezentat învățământul în perioada în care Creangă a fost institutor, pentru că el a terminat institutul, da, pedagogic la Iași. Și trebuie să vă spun cu multă surprindere faptul că problemele pe care le avea atunci învățământul sunt și astăzi. Da? Lipsa manualelor sau și iată încercările lui Creangă de a edita manuale școlare pentru a suprimi o lipsă și pentru a-i atrage pe copii spre școală. Erau și atunci regulamente școlare care se tot schimbau de la un an școlar la altul. Îl aduc pe Creangă, iată, într-o ipostază apropiată de preocupările noastre de astăzi. Tot referitor la Ion Creangă, am subliniat eu în cartea mea și n-am să spun foarte multe pentru că mă gândesc că vom face o lansare și vom vorbi din nou despre Creangă în privința acestor aspecte. Am prezentat deci tot în cartea mea referitor la Creangă și modul în care se comporta el în calitate de profesor-mentor, spunem noi astăzi, pentru practica pedagogică a viitorilor învățători. Era un om deosebit de riguros și foarte dăruit meseriei aceasta de profesor. Și foștii elevi lasă niște mărturii impresionante cu privire la aceste aspecte, că era foarte dedicat scrisului, cititului, cultiva niște abilități de bază, era exigent cu igiena elevilor, iată probleme ale învățământului pe care le discutăm și astăzi. Însă, dincolo de faptul că discutăm viața lui, în carte mi-am propus să discut și niște aspecte pe care, iată, le-a menționat și domnul Colăcen un pic mai înainte, referitor la operă. E vorba de leacuri, de scântece, oblojeri care apar frecvent în opera lui Creangă și care îl arată ca fiind deosebit și ca limbaj, și ca atitudine. Creangă, într-adevăr, a venit aici la Slănic de mai multe ori. Ați proiectat pe ecran o fotografie de la Muzeul Literaturii din Iași. Mai există fotografii cu Creangă la Slănic.
exact în aceeași ipostază cu cei trei, dar cu un alt undar, am găsit două tinichele, așa le spunea Creangă, da? Fotografiilor, pentru ele se făceau pe plăcuțe și care chiar i-au aparținut lui Creangă, așa. Noi avem puține fotografii cu el și manuscrisele lui au avut și ele o soartă destul de tristă. Dar de ce avem fotografii puține? Pentru că, iată, Creangă spunea, mai degrabă dau eu niște bani pe o bărdăcuță decât să mă puneți pe mine pe tinichea. Semn că el nu era un om al timpului modern care începea să se înfiripe spre finalul secolului al XIX-lea, ci rămăsese acel copil crescut la Humulești, acel țăran crescut la Humulești, care se îmbrăca tipic humuleșteanului chiar și când trăise atât de mult la oraș. Dar trecuse prin viață și anumite lucruri de finețe le dobândise. Înainte, cam cu vreo 6 luni de a muri, lasă un fost elev de-a lui lasă o mărturie despre Creangă. L-a întâlnit pe stradă și l-a întrebat unde înveți anul acesta. Apoi m-a dat părinții la opală. Și Creangă simte nevoia să-și corijeze elevul și spune la domnul Ropală, se spune băiete. Și merge mai departe, copilul rămâne cu acea imagine a învățătorului care mergea greoi cu pălăria mare și surtucul greu. Și iată, ne prezintă pe Creangă dând o ultimă lecție de viață. Creangă este savuros și ca orice mare scriitor, este un creator de limbă. Ce putem observa în limba lui Creangă? Că i-a plăcut foarte mult să trăiască, da? Și asta se simte în modul în care se exprimă. Poate astăzi, pentru tinerele generații, Creangă pare de neînțeles. E de înțeles și, să zicem, această tendință. Pentru că unii nu mai au bunici la țară, ceva din satul patriarcal de odinioară s-a pierdut. Însă avem o datorie și morală și sub alte aspecte. Aceea de a-l face înțeles pe Creangă tinerelor generații. Doamna Creangă Caia ne-a prezentat o traducere în limba portugheză a lui Creangă. În urmă cu 3 ani, într-un proiect Erasmus, am primit la școală niște vizitatori din Creangă. Și o profesoară din Franța mi-a zis, măi, vreau și eu o carte a unui autor român, da? A unuia care să arate în modul tipic în care trăiește românul. Întâmplător, la librăria din Onești, era o traducere a amintirii din copilărie în limba franceză. Și i-am dat-o doamnei, el a citit câteva pagini cât a stat Monești, după aceea a citit o cartea în întregime acasă și mi-a trimis o scrisoare. Zice, să știi că Ion Creangă ăsta al vostru mi se pare fermecător. E greu de spus dacă era o traducere bună a lui Creangă, iată apropo de limbă, că uneori noi nu-l înțelegem pe Creangă, mă refer la generațiile tinere, dar să-l și traduci într-o limbă străină. Dar faptul că ei i s-a părut fermecător m-a făcut să revin, să-mi spui exact ce ți-a plăcut, ce anume a fost fermecător acolo. Deci, toată atmosfera în care a trăit. Da.
De aceea, poate mesajul care ar trebui să plecăm astăzi referitor la creangă ar fi să nu numai să păstrăm limba română, ci să încercăm cu mai multă aplicare să-i găsim savoare limbii. Da? Televiziunile vin uneori cu programe ieftine, că așa vrea public. Dar nuanțele limbii, cred că e bine să le luăm întotdeauna din cărți. Mulțumesc, care vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi. Dăm cuvântul pentru două minute, nu chiar 20, dar două, mă sigur, domnului Constantin Tudose. Am crezut că uitați despre cele două minute. Cum îmi stă mie să vorbesc după doi profesori, doctori în literatură? Mie, un om de rând, al unuia dintre cele peste 13.800 de sate ale României. Nu, soarta mea se știe care va fi și concluzia dumneavoastră. Două minute, două probleme. Prima, sunt bunicul a două nepoțele. De aceeași vârstă, în aceeași clasă. A vrut Dumnezeu, sau și familia, și dascălii lor, să le facă să citească. Din păcate, și aici este problema, au citit destul de puțin din creangă și din ceilalți clasici ai literaturii române. Eu, ca și dumneavoastră, m-am împărtășit din creangă copilărie. A plecat părintele, da? Fie mi-a dat. M-am împărtășit. Dar chiar așa, acum mărturisesc. Din păcate, nepoțelele mele citesc Harry Potter. Nu știu dacă vi se întâmplă și dumneavoastră sau altora ca mine chestiunea asta. A zice, da, e bine, măcar bine că citești și Harry Potter. Dar ce ne face? Nepoții? Erau o primul punct. N-am depășit minutul, da? Acum, am zis că sunt dintr-un sat și așa sunt. Mi-e bine, sunt un aparținător al ruralului românesc. Localitatea se numește Cașin, este situată în vestul județului Bacău. Pot să spun că încă mai alcătuiește cea mai închegată comunitate de munteni a Moldovei. Ce legătură este între această comunitate și creangă sau familia creangă? Ștefan Apetriciu Botariu, degustor de sumare, cum bine știți, a fost de mai multe ori la iarmarocul de stămărie de la Cașin, aflat în ținutul Bacăului. Acesta era unul dintre cele mai importante târguri din Moldova, la care veneau români din toate regiunile istorice, dar și neguțători ai altor nații. La început veneau neguțătorii turci și greci, numiți corocari, care își transportau mărfurile pe spinarea cailor. Turcii aduceau de vânzare pistoale, pânză de bumbac, numită bogasul, pânză halsa, țesături turcești din păr de capră, de saci, trești, dinele și cercei. Iar greci aduceau cuții de puteacă, rice, țărăne și altele. Dar nici italienii nu se lăsau mai prejos. Ei aduceau cele mai fine ca cuțitașe, cu trăsele de oși și pomnale cu mănuchiul din picioare de căprioară. Iar Marocul a luat mai târziu o dezvoltare de legături. Mărțurile aduse din iar, cu și Transilvania, blănurile din Rusia, valurile de sumane și abat lucrate la Cașin și în satele de cine nu mai încăpeau în cele 111 baruci ale satului și cele 30-40 ale țăranilor. Depășesc minutul. Ștefan Apetri mai tot timpul pleca de acasă prin cele multe târguri, găsea la cel din Cașin mărfurile trebuincioase negustoriei lui. Și acum aduc un argument, așa este bine, unuia care vrea să dovedească ceva, numit Studiu Agricol și Economic Județul Bacău, la pagina 211, autor S.P. Radiano, apărut în 1889 la București. Chiar să vedem ce zice autorul. Vorbește despre drâstele sunt pive pentru îngroșatul saricelor. Locuitorii din satele Cașin, precum și Curița, poartă sarice. În aceste localități, saricele sunt de trei mâini. În fine, face o descriere amănânțită a
dezvoltării industriei manufacturiere în satul meu natal la acel timp. Legătura dintre marele scriitor și Cașin o putem afla din amintiri din copilărie și de mai târziu, ediție îngrijită de George Pascu, apărută la Întâlnirea Națională București, pagina 15, și citesc. Și până a vorbi acesta, eram și învălit într-o sarică ghițoasă de Cașina din Ținutul Bacăului, băgat într-o desagă pe cal, urcesc pe drum și hai la pipiric. De fapt, scotocesc pe acolo pe unde mă pricep și cât pot să aflu câte ceva despre satul meu. Am aflat și acest lucru, am ținut să vă promit. Cuvântul cronicarului și umoristului Ion Moise, care sper că reușește să definitiveze procesul verbal, îi dau cuvântul unei doamne pentru tot două minute, care se va prezenta și care a venit cu doamna profesoară Gabriela Gărbașă. Am scris câteva cărți de poezie și pentru copii, dar aș vrea să citesc câteva rânduri, de fapt să fac o declarație de dragoste limbii române și, evident, țării mele. Te iubesc, neam românesc, îți iubesc turla bisericii proiectate pe cerul albastru, îți iubesc portul și cântul, craiul, suflul și cuvântul, râul curgător în vale și codrul ce-mi iese în cale. Te iubesc, neam românesc, iubesc vatra de acasă, pâinea caldă de pe masă, versul dulce din bătrân și pământ fără de stăpân. Te iubesc, neam românesc. Cred că trebuie să ne iubim limba și neamul, pentru că la ce timpuri vin, știți, omul e sub vrem, dar vremile ce vin se pare că sunt cam triste, din păcate. Așa că noi, cei de aici, avem o misiune destul de grea, să fim români. Mulțumesc! Da, domnul profesor Ecuena, vă pot vorbi și fără microfon, dar dacă mi l-ați dat, sunt auzit. Ce voiam să spun eu? În primul rând să felicit primăria Zoricului Moldova, pe doamna Brandabăr, pe toți cei care au contribuit la această activitate. Să știți că noi trebuia să facem, de la Onești trebuia să facem activitatea cu limba română acolo. Am renunțat cât am putut să venim aici, restul sunt plecați în concediu. Problema este că a fost o activitate deosebită și mă gândesc la marile și minunățiile pe care le făcea mama lui Creangă, o leacă de nu-i venea la socoteală căutătura mea, îndată pregătea cu deștul un bălat, puțină tânăra o dată pe opsa sub încălțării, ori mai în grabă lua fânici din agora sobei, făcând un bei boghel în frunte, zicând, cum nu se deoace călcâiul sau gura sobei, așa să nu se deoace copilașul. Sau la Crăciun, când tăia tata porcul și îl pârlea și îl opărea și îl îngălea, iute cu paie ca să poată rămâne mai frumos, eu încălecam pe potea supra paielor și făceam un chef de mii de lei, știind că mie ar să-mi dea coada porcului, s-o fri și pășica, s-o umplu cu grăunțe, după ce s-o usca. Și apoi s-o zoresc și pai de urechile mamei, până și lumea spăzea de cap. Legat cu limba română, eu sunt tare necăjit într-un fel, să știți că limba veche și înțeleaptă a dacilor se continuă și astăzi, numai că noi nu am avut posibilitatea, nu ni s-a dat posibilitatea să răsfoim niște lucruri, așa cum alții spaniolii, nu știu, au făcut ce au făcut pe la Primperul, prin cine și așa pe departe, și se știu ani exact, așa cum unii sfinți se știu cam în ce perioadă au făcut câte ceva, poporul român a fost cumva șters. Dar limba română există și în cuvintele pe care le avem noi,
pentru că în dicționar, de multe ori, scrie etimologie necunoscută. Nu prea este adevărat. Trebuie studiat. Și de ce spun lucrul ăsta? Pentru că ne gândim și la tărdițele de la Tărtăria și de la tărdițele de la Peleș. Deci, cu 6.000 de ani înainte de Hristos, noi aveam limba scrisă și trebuie să continuăm să avem grijă. Chiar spuneam domnului primar și cu asta chiar închei, nu știu, autoritățile, nu numai de aici, peste tot, să pună la toate firmele, în românește se adresează românilor și nu englezilor și nu altora. Să scrii întâi românește ce firmă este acolo și pe urmă, de desubt, poți să scrii în chineză, în ce vei tu. Dar deocamdată se adresează limbii române și noi, profesorii de română, care nu mai suntem, dar care sunt actual, să caute să facă acest lucru, să țină la limba română pe care noi o iubim. Vă mulțumesc! Moise, ați pregătit, reușim să vă apropiați sau vă dau acolo, într-o acolo, da? Haideți cu video. Asta e un moment special care trebuie. Mulțumesc! Încerc să stau mai comod așa jos. Probabil că timpul fiind de destul de înaintat, o să vă întrebați ce rost mai are să mai citesc și eu după tot ce s-a discutat aici. O să vă las să vă exprimați la urmă, pentru că eu am vrut să notez ceva care n-am vrut să se piardă. Spre acolo zilei de astăzi. De joi 31 august 2023, simpozion la Slănic. Drăgăliță Doamne, sper că recunoașteți de unde e. Drăgăliță Doamne, iată-mă din nou în Slănicul Moldovei, de ziua limbii române și cu prilejul omagierii lui Ion Creangă, am mai avut o chemare să vin să scriu pentru a nu se pierde neuitare ziua de azi. Am ajuns relativ târziu, dar hârșii prin evenimente culturale, am știut că niciodată nu se începe la ora fixată. Așa că totuși am mai prins un fragment din documentarul despre Slănicul Moldovei. În calitate de gazdă primitoare, domnul primar Baciu, după ce ne prezintă personalitățile prezente în sală, ne asigură că a alocat în buget o grămadă de fonduri pentru cultură. Am înțeles că noi ne-am întâlnit azi aici pentru urmașii noștri. Domnul Dan Romulus Buznea ne mai prezintă încă o dată niște invitați și altă dată pe ceilalți invitați. Culmea e că și eu am fost pomenit, slavă celui de sus, la vid. Încă. Scuze pentru cei care n-au apucat să fie notați de mine, dar desigur și dumnealor vor rămâne în materialele înregistrate sau filmate. La trebușoara asta un merit de neneglijat are și domnul Ababi, inteligența artificială a primăriei din Slănic. Îi spun așa pentru că omușorul ăsta a fost în stare să scrie pe o emblemă QR toate poeziile lui Eminescu. Felicitări, domnule! Doamna Bandrabur, co-prezentator la întâlnirea de azi, îl prezintă pe tânărul recitator din Mateievici, o minune de copil moldovean, cu portofelul de nu știu câte ori mai mare decât ar permite vârstă. Minuna de copil, numită Andrei Budnar, ne va încânta și în continuare. Ascultă în continuare prelegerea poetei Ionica Bandrabur referitoare la sintagma limba noastră e rocomară. E discutabil, așa e, pentru noi români așa e. Toată chestia e să valorificăm cei care au condei această comoară. Adică să nu stăm pe ea. Prea cu cernicii din sală înțeleg ce spun.
doamna Angela, cantautoare de folk, Angela și Poșnic, cântă din creație Tică-i Tamaș. Îmi fac un titlu de glorie să mă laud că am ajuns să cunosc majoritatea persoanelor despre care consemnez aici. Aș fi onorat ca și reciproc ca să fie adevărat. Domnul Ion Pisecaru, vrând să-și ia grija, a ajuns cu greu din Chișinău cu speranța că se va desființa cândva hotarul de pe Prut. Ne vorbește din sufletul basarabean de român, cum un text interpretat de o cântăreață folk cu accentul celor rupți de țară. Încă o dată sentimentul de frăție umple sala amfiteatru a hotelului panoramic. Mă bucur să aflu că azi în Basarabia e zi liberă în cinstea limbii române. Poeta din Catamaș ne recită din versurile dumneei dedicate sărbătoarei de azi, ziua limbii române. Pot zice ziua limbii române de pretutinte. Avem parte de o pauză de cafea. Am reușit și eu, după ce am făcut muști, prâmpând vârtos la capacul unui termos, să scurcăm 40 de mililitri de cafea. Dar fiindcă e gratis, nu e chiar de colea. Am timp să caut semnificația cuvântului simpozion. E din greacă. Și înseamnă continuarea cu dansul și cântecea unui banchet. Mă rog, discuții variate au fost și desigur vor fi, dar banchetul. Unde-i domnului banchetul? Că banchet înseamnă o masă festivă, nu niște bogoși sau prăjituri la cafea la care fie vorba între noi, nici n-am ajuns. Mare Dumnezeu că speranța moare ultima. Trag nădejde că banchetul va fi totuși azi, dar ceva mai încolo. După programul cu Ion Creangă, autor care l-a imortalizat în literatura noastră și pe flămânzile, dar și pe setii. Gata pauza, capul sus. Doamna Șipoș o invită pe doamna Serena Cristina din Bacău, autoare de texte interpretate în tandem. Nu știu cine a avut ideea asta prima dată, dar să asculți o poezie recitată pe ritm în surdină de chitară e cel puțin comparabil cu un duet dialog între două prietene, două cuvinte. Doamna Van der Poel ne prezintă surpriza după amiezii, tânărul Andrei, cu limbajul specific moldovenesc, cu care eu m-am mândrit și în Ardeal. Ne interpretează fragmentul la Cireșe din amintirile lui Creangă. Moment emoționant, excepțional, după cum s-a exprimat domnul Buz. Dumnealui ne prezintă în continuare referiri la vizitele înslănit ale arhicunoscutului Creangă. Citând din domnul Parascanu, domnul Romulus îmi aduce la cunoștință că, printre alte boli, Creangă suferea și de pantagruelism, boală de care suferă mulți contemporani și care parcă mă încerca și pe mine în scurta pauză a simpozionului de azi. Bine documentat, domnul Cuznea mă poartă prin toate bolile marelui povestitor, dar și prin toți medicii lui curanți. Doamna Olguța Creangă, care astră nepoate a hâtului humoreștean, ne vorbește indie despre ilustrul ei înaintaș, citând din Eminescu, Vieru, Ilie, Cleopa și iarăși Vieru. Aflăm că distința doamnă e fica vărului de al doilea lui Ion Creangă și locuiește în Pipirig, în casa lui David Creangă. Mai aflăm de clipe de rai trăite în locul de baștină al Sfântului Iosif cel Milostiv cu ierarhii basarabeni. Recunosc eu păcătosul că nu știam nimic despre viața Sfântului. Mă bucur că mai trăiesc,
spre învățare și cred că nu întâmplător ghidez, hai să mai trăiesc. Domnul primar Baciu zâmbește, arâde, că ce se promite o carte a operelor complete Ion Cleanu. Domnule primar, bănuiesc că ați rezolvat problema bibliotecii de acasă, dar de acum cred că vă trebuie și un tălmaci din portughez. Din japoneză nu mai trebuie, căci toți știm ca practice ei. Doamna Ajută este felicitată, invitată și la anul, ca dorisită cu o diplomă și cu cartea cărămidă a Zlănicului. Din dezavantajele în vârstii, n-am auzit numele unui părinte, fiu adoptiv spiritual al doamnei Orguța Creangăcani. Dumnealui își exprimă recunoștința pentru ceea ce a ajuns cu mențiunea că dumnealui e luptător. Luptător la Sfântul Nicolae din Onești. Ia ștafetă domnul profesor Petre Colăcer. Dumnealui nu e doctor, cum este prezentat, deși în materie de creangă chiar e exeget. Pentru cei ce nu-l cunosc, domnul Petre Colăcel prezintă un spectacol care ar fi păcat să nu fie imortalizat. Dumnealui recunoaște că și-a dat examenul de absolvire și gradul întâi din învățământ cu teze despre creangă. Trebuie să menționez aici că în materie de titluri în învățământ, domnul Colăcel în ultimul grad. Cu talentul și cu sufletul depus, dumnealui încântă sala, cunoscătorii din sală sunt uimiți, fascinați și oarecum nedumeriți de personajele secundare din amintirile lui Creangă. Personaje pe care puțin din cei din sală ne-au remarcat, deși au farmicul lor aparte. Încep să cred că domnul Petre Colăcel a făcut azi și din evocarea lui Ion Creangă o sărbătoare. Sărbătoare demnă de sărbătoarea limbii române de azi. Sala e încântată, eu sunt în sală. Așa că felicitări domnule profesor Colăcel. Evident, dumnealui se simte în largul său, pe terenul său, în elementul său. Mă bucur că domnul Buznea filmează, că eu n-am cum din pricina scrisului. Domnul Colăcel face o pledoarie interactivă, toată sala retrăiește amintirile lui Creangă. Și nu numai atât, am convingerea că oricărui ascultător din sală i-ar fi plăcut ca lecțiile despre Ion Creangă să fi fost predate de Petre Colăcel. Timpul a trecut fără să realizez când, dar domnul Colăcel a isprăvit de prezentat toate personajele episodice al lui Creangă. Așa, după cum am constatat și dumnealui, mi-a făcut capul toacă. Dar mi-a plăcut. Doamna Gabriela Gârmacea a ancorat într-un program de publicare mai multor biografii, mereu adăugate prin updatare, ne vorbește și despre viitoarea carte dedicată lui Ion Creangă. Domnul Constantin Tudosi, om de rând din Cași, cu două nepoțele, se încadrează în două minute pentru a ne spune ca să citește Harry Potter. Astea două minute trebuiau să includă și al doilea subiect propus de dumnealui, dar târgul din Cașin era prea mare pentru a încăpea într-o seamă de secunde. Nu folos pe dumnealui, dar bănuiesc că tot profesor de limba română. Alte două minute pentru o doamnă profesoară din Onești, autoare de poezii și cărți pentru copii. Om pățit, nu mai cred în povestea celor două minute. Au fost trei. Un alt domn profesor din Onești îl felicite pe domnul Baciu că a organizat simpozionul ăsta la Zlănic. Altminteri ar fi trebuit să-l facă dânsul la Onești. Necăjit într-un fel, dumnealui regretă că poporul român n-a știut să scrie de când a început a vorbi. Trebuie să avem grijă de limba română. Vă mulțumesc!
resurse, o resursă inepuizabilă de imaginație. Și pentru că vorbeam de imaginație, am înțeles, am intrat peste... Știți, eu am terminat telecomunicații și prima regulă pe care am învățat-o a fost că niciodată să nu intru peste ocupat. Astăzi n-am intrat peste ocupat, dar totuși să-mi termin ideea. Mă gândeam așa, ce frumos a spus Andrei povestea la Cireșe și cât de greu este astăzi să transmitem pofta de cireșe. Pentru că cireșele în 2-3 săptămâni se treceau. Astăzi când găsești cireșe, poate 8 luni pe an, sau dacă nu 12 luni, cum să-i transmiți copilului sentimentul acela de poftă de un fruct care în câteva săptămâni, nu, poate la anul, mai dai de el. Da. Aș vrea să lăsăm programul să curgă. Vă rog, doamna Ionica, și la final, eu de la ora 3 trebuia să fiu undeva, cum așteaptă o echipă, dar mai, cum am întârziat 50 de minute, pot să mai întârzi 10 minute. Ați sfârșit, puteți vreau să dau apreciere, să le dau înainte. Păi, dacă a devoalat doamna Ionica că este vorba de o rugăciune, eu zic să facem momentul acesta și la final încheiem cu rugăciunea ca să fie și încununată de componenta de credință. Eu aș vrea să... mi s-a pregătit aici, mi s-au pregătit niște diplome, niște aprecieri, dar până atunci aș vrea să încep cu Andrei. Andrei, ție îți oferă o diplomă de apreciere și părinților tăi o cărămidă de cărămidă, că dați vă le pasezi acolo, dar am spus că îți ofer peste masă. Nu-i frumos, nu se face așa ceva, dar atunci ia să mă îndepărtez. Pentru Andrei am și eu un dar. Copiii le plac animăluțele. Și mă uit alu Andrei dacă e, că are un rol mic. Foarte, rămâi acolo, rămâi acolo. Și ne uităm un pic și la colegul meu acolo. Taci. Mulțumesc frumos. Mulțumim și noi pentru că ne-ați primit. Și vă așteptăm în ordine. Ion Brăjișteanu, ajutați-mă puțin, da? Ion Brăjișteanu, Ion Hrisătaru, o apreciere deosebită pentru fratele meu, îi spun fratele meu de peste Prut și dumneavoastră lui la fel îl spune, așa că sunt domnul Brăjișteanu, Adrian Lungu, Mihaela Băbușanu, Violeta Savu, Alexandru Dumitru, Stânceanul nostru, Dan Sandu, Pinca Tamaș, Ion Moise, pe ei știu. Vă da. Să dați voi că transmit prin intermediar, așa, nu-ți bine. Gabriela Gândacea, doamna profesoară, respect deosebit și o să mai avem ocazia să mai interacționăm doamna Angela Șipoș, acolo scuzați că... Doamna Ionica va veni și rândul dumneavoastră. Mulțumesc. Cu drag, Ion Moraru, Cătălin Dima, domnul Dima, mulțumim tare mult, Constantin Cusose, vă mulțumesc doamna Lungu și domnul Lungu. Îmi dați voie să... Da, mie, dacă îmi dați, domnul general, domnul apostol,
Lucia Luxandra Dumitrescu, Mihai Botez Sâncaru, Stefan Desanitescule, Ion Macmări. Chemări și numări. Te rog să duci asta. Aș vrea să vă rog în primul rând să cer scuze dacă ceva nu a fost în regulă. Noi ne propunem, ca la prima ediție, ne propunem să continuăm acest nu-i mai spun simpozion pentru că sunt într-o greșeală, da? Această manifestare, nu știu dacă noi, cuvântul manifestare a fost denaturat, trebuia să ieșim cu slogane și cu nu știu ce, ca să fie corect. În orice caz, vă mulțumesc tuturor pentru contribuția adusă, prezența dumneavoastră, am îmbogățit acest eveniment și sper să fiți convinși că dacă veți reveni la Stănii Moldova, veți găsi an de an cât mai multe atracții, dar și această platformă de întâlnire între oameni, între români adevărați, care noi sperăm să fie stănicul Moldovei. Pentru că aici noi promovăm această idee că oamenii, prietenile care se fac la Stănii Moldova nu se mai desfac. Și atunci am vrea ca acest lucru să vi-l dovedim noi prin ceea ce facem. Aș vrea să nu închei această manifestare. Noi am vrut să începem cu imnul de stat, dar aș vrea să îmi cer scuze pentru asta, dar diseară la spectacolul de fanfară, peste puțin timp, la ora 17 începe spectacolul de fanfară. Fanfara va cânta imnul de stat și al nostru și limba noastră e o comoară, imnul Republicii Moldova, și vă invit să savurăm împreună acest spectacol oferit de fanfara de la Drochia. Noi avem anul acesta 8 fanfare și cu fanfara militară de sâmbătă viitoare pe 9 și 10 septembrie, adică nu viitoare, peste 9 zile. Atunci vom avea parada militară și fanfara militară din nou la Stănii Moldova și vă invităm să vă împrieteniți cu paginile noastre de promovare, pentru că este cel mai ușor mod de comunicare, și vă invit să participați la aceste evenimente. Încă o dată o mulțumire specială doamnei Creangă, pentru că nu numai că a fost prezentă, dar ne-a și transmis un mesaj foarte o încântare să fiți alături de noi. Vă mulțumim și sper, așa cum ați și spus, că să nu fie prima dată să veniți la celelalte manifeste. Mulțumesc colegilor mei, celor de față și încă o dată și colegilor din primărie. Au avut răbdare și doamna secretar general și ceilalți colegi, vă mulțumesc. Este important să simțiți acest atașament al nostru. Cine nu a luat material de promovare cu alte ocazii, pentru că foarte puțin dintre dumneavoastră nu ați mai fost aici, avem și enciclopedii, avem și cărți de cură, vă invit să le serviți. Și bineînțeles, dacă tot am fost criticați de că nu facem banchet, vă invit și la banchet. Ca să fie pe foarte aproape, aici, pe drept de jos în restaurant, da? Mai era o doamnă, doar un minut, că am lăsat și am crezut că putem asigura pentru toți cei care vor să spună câte ceva. Mai e o doamnă pentru un minut, mai dați-mi un minut. Da, vorbiteți și pe un Domnul Comitar, 20 de lucrări. Facultetul de religie m-a interesat pe abilitarea memoriei scriitorului Ion Creangă. Se știe că scriitorul Ion Creangă a fost catersit în dreapta diaconiei în 1872. După ce s-a demonstrat nedreptatea care este făcuse, Părintele Patriarh Daniel, pe vremea când era Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, a ridicat catersirea. Prin decizia cu numărul 3690 din 20 iunie 1993, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a reabilitat memoria părintelui diacon
spunând, precizând, de acum înainte, la slujbele de pomenire, parastase și comemorări de ordin religios, să fie pomenit ca diaconul Ion, potrivit hotărârii Bisericii Ortodoxe Române. Fapt care ne bucură foarte mult. Mă numesc Alfred Mihaela, profesor de religie. Din Ziergiu. Scuze, ultimul moment. Iubesc să slujesc cu drag eu ție și nimic să nu-mi doresc. Ai milă de mine, Maică, picură în sufletul meu, doar un strop din harul dulce de a iubi pe Dumnezeu. Sunt sărac de fapte bune, dar la mila ta aștept. Și când voi pleca din lume către Fiul tău ceresc, dă-mi, măicuță sfântă lacrimi, mijlocești la Fiul tău să se îndure și de mine, să mă ia la sânul său. Serafimii cântă în ceruri osanale neîncetat și noi pe pământ, măicuță, îți slujim cu gând curat. Lăudată ești prea sfântă și în cer și pe pământ. Dă-mi, măicuță, în veșnicie pururea ca eu să-ți cânt. Curăție inimii mele, nevasă sufletul meu, roagă-te, stăpâna lumii, către bunul Dumnezeu. Miluiește-mă, stăpână, picură din cerul sfânt, pacea bunătății tale peste mine ca să-ți cânt. Tu în cer ești o regină, miluiești cu harul sfânt, bunătatea ta divină se revasă pe pământ. Vă mulțumesc!